Tata venea un gengeron în cui îi spunea Sfântul Nicolae. Dacă te-ai fi culcat neîncenat, te trezei cu Sfântul Nicolae pe scenare. 20 trage, treci de obițocuri și te închină. Treci, Dumnezeu tot da mâncarea, tot da băuturi, că când o să ne-a tot, deși nu știu. Sau să plecăm la școală fără ne închină mama, lasă-i să îndreptași, babă, că strau și ții 100 de bisericii. Tremura mama înainte. Nu-i crește ca dobitoașele. Treci la rugăciune și care era mai mic, ne dădea ceva dimineața un pahar de lapte, îmi dă de dulce sau de ceai. Care nu, să nu mănânci dimineața, că nu-i pot, că vine de la școală. Că nu-i învăca dimineața, că sunt ceva încurs de auzi ca poșilor în mâncarea dimineața, nu o crește nici. Că voi sunteți mai mari în clasa a 4-a, a 5-a, voi când îți vin. Aici mai mic din clasa, am trecut, că eram mult la școală. Dumnezeu să lierte, dacă te-aș fi prins că ai înjurat sau că ai furat, numai că ce-ai cu el. Am găsit un căpeț și vinem de la preșul din stană. Un căpeț de ce e de cai, mi-a jucut drumul. Eu l-am găsit și l-am luat din acasă. De el m-a întrebat de unii lucruri așa. Tată l-am găsit pe drum. Dar de ce l-ai luat de acolo? Păi dacă l-am găsit, nu era nimeni acolo. Duce și-l du înapoi, exact din locul, că dacă nu se spânduri cu el. Cine ți-a spus să aduci lucruri străini la casa mea? Du-te ca acum ce găsești cu el. M-am dus strămânând și cătam că era cam praf. Băi, unii au fost locul să-l pun drept de unii l-am pus. De tata, dar poate tași, poate omul să-mi tași înapoi și-l găsește. Sau dacă nu-l lasă, îl găsească altul, tu lucruri străini nu mi-aduci la casa mea. Dumnezeu să-l ierte. A fost stăpân pe noi, îl pomenesc cu toată dragostea. N-a știut cartea, dar a avut cea mai mare înțelepciune, frica lui Dumnezeu. Mama, când se ducea la biserică duminica sărbătoare, era gospodar mare, avea 150 de ioi, 20 de bitii mari, 28 de hectare de pământ arabil, gospodării mare. Mama avea să dea haine și de bune, de când era eu tânăr, palton, șubă. El se ducea cu ițari, un fel de cioare, știți? Cu ochiși încalțați, cu ochiși, cu cășură neagră și cu blăașă, cu consumat. Cu cămașa albă, eu curăță mama, dar nu iei cămașa așa e bună. Babă, hei, asta-i podulii, asta-i mândrii, greșească. Eu am văzut pe Sfântul Ioan Botezătorul cu ochiși și o să mă duc cu șezmii, nu iei șezmii, ce șezmii? N-am văzut nici pe Hristos cu șezmii, nici pe Sfânt. El a văzut în biserică, sunt de ambătător și cu ochii și un calțat. Gata. Nu vreți să se mândrească cu nimic. Lasă-mă așa. Sfântul Nicolae nu mă dă afară de biserică, n-am haine prea scumpe. Și tata a fost cârmă. Mama era bună la inimă de țăt milostenie, dar ea aș vrea și ei cu lumea, tot și mai lăsos și așa. Tata nu dă de bun. Când am început să plecăm la mănăstire, a plecat întâi frate, cel mai mare gerasă. Și ca sorii mea la mașină, e boșeca după mult după noi, că de ce plecăm? Tata, dă de drumul, că-i cheamă Hristos acum. Dar ce să faci cu tavele? Dar ei, dacă nu-i trebuie, avem nici ce-mi trebuie. Știu ce să fac, apă vândușa ta la sărat. Dar așa este în casă, dacă tata sau mama sunt buni, negreștiți și copiii să știți că mergi pe urma lor. Nu se poate, este un cuvânt. Bătrâne, dar foarte adevărat, că sușica nu sare departe de la trun. Ori e rău, rău se face, ori e bun, bun. Nu se poate că n-a venit un copil în casă pe tatăl cu posește toate sfintele postul de pe seama, și miercuri și vineri, și merge la biserică, și face milostenie, se mărturisește din fiecare post, și nu jură, nu fură, nu se îmbată, nu face alte răutăți. Nu se poate copiii acelui om, văzând pe tatăl cu icoana vieții acestea în casă, în fața lui totdeauna, să nu se facă bucur. Este, cum spune Sfântul Tanase de Bană, tași tu să vorbească lucrurile tale. Sfântul Ioan Gură de Aur se cade preotul de să predice în trei feluri. Cu mâna, adică să scrie. Cu vorba, să înveți. Cea mai înaltă predica lui este cu trăirea, cu viața. Că dacă viețul părintele e așa, părinte ține la acolo, părinte faci ruga frumos, părinte așa, așa și în casă, în familie. Dacă părinții sunt buni, copiii urmează pe ei.
Și chiar de-al uitai până la o vreme, că se duc în societate, cresc mai mari, îmi spun oameni, părinte, când era acasă la mine, poste, nu înjura, mergea, acum s-a făcut răi. Să-ți pui o pildă. Se face rău, dacă îmi dă de-o necas, tot ce-am lăsat acasă face. La nacaz, te aduci aminte și i-a zis tata și mama. Când merge bine, cam uită. Dar și 7 ani de acasă nu iese din inima lui. Dacă a avut părinți buni, l-a învățat de mic tatăl nostru și credul și rugăciuni și Sfânta Cruce, să meargă la biserică, să postească, să nu înjure, intră adânc în inima lui și când dă de un necaz, măi, tata și mama, așa m-am învățat. Am să vă spun o istorie. Eram stare la o mănăstire slatină, acolo în Bocovina, lângă Osarul Bocovinii. Eu am fost aici 7 ani stare și-am făcut și-am la Pudna. Și acolo am călugărit vreo 50 de frați călugătine, că aveam aproape 100, fără câțiva acolo. Odată, un frate a unui călugăr, Ignatie, a venit în concediu, sergent. Pe vremea aceea se făcea o educație politică contra biserică, pe vremea aceea. Acum nu se mai face, acum e multă libertate, e toate primite. Da, soldață, când un locotenent care le spunea acolo, măi băieți, nu-i Dumnezeu, nu l-a văzut, soldatul țăs râd eu. Pentru că țăs era crescut în frică al Dumnezeu. N-am mai auzit să-i până atunci să spui că nu-i Dumnezeu. S-a întâmplat, el își face datorie militarul, foarte bine, trebuie să facă ordin. Dar aici râd eu pentru că n-am mai auzit una acasă, că nu-i Dumnezeu, până atunci. Tocmai atunci era la câmpul de instrucție să facă instrucția individuală. De la sângă, la dreapta, salutarea de mărs, asta care se face fără arme. Era așa armele, a făcut piramide de arme, de răniți, și venea o ploaie mare, groane, tunașul fulgera din sus. Și ei când a văzut că vine ploaia, cei care era acolo încheitor de pluton, de grup, era așa, era un batalion acolo. A zis, bă, ce face? Ne prinde ploaia, un cotro fugim. Era departe de la ei, ca la 1-2 km, o șură de paie mare, unde a trăiera mașina. Și o șură acolo. Unii a crezut că nu era sate de acasă. Domnul Codin, domnul capitan, și ne-a arăt și uite și mergem de ploaie acolo. Da, măi, arma în cumpănire, ranița în spate, fața alergător, fuga, marș, cum a dat. Și când a ajuns el lângă șura așa de paie, îmi povestea asta. Și, părinte, și când a trăsnit odată, s-a făcut o lumină, cred că a trăsnit pe aproape. Atunci țăl soldatul fășea crușe. Fășea și ofițerul cruce. Și am mai trăznit la 2 ore, soldatul fășea și metanie. A crezut că prăf. A început să fășe și ofițerul metanie. Dar să domnul Conin, dar parcă Iisus lui Dumnezeu. Taci, măi, taci. Și așa ne sub mama acasă. Așa ne sub mama când era mică, dacă nu trăznești, e dracu aproape și trăznești pe tine. Când a văzut că trăznește și a adus aminte și i-a sub măsa acasă, să n-o trăznească. Așa se întâmplă cu ăștia care zic că nu-i numai din gură, iar în inimă crede. Când dă de un acas, mă, iese din gură. Așa și voi. Chiar dacă zice el, el o s-o înțineresc, s-o luau cu altă societate, s-o amestecat cu altul, și așa din mândrie nu vrea să zică că nu-i Dumnezeu. Dacă n-a dat pe front sau în altă parte de un acas sau de o bală sau de o primejde, când a vedea că i s-a l-auz cum se închină așa. Când inima lui se dă de mama lui de acasă, de tată, se dă de frica lui Dumnezeu și credința lui Dumnezeu și așa e biruiește până la urmă. Și tot creștin bun moare dacă mi-a tat l-a învățat. Iar dacă nu l-a învățat de mic frica lui Dumnezeu și credința, așa l-ai om disorientat. Când dă de un necaz mare, ori își face seama, ori se împușcă cu tare, el n-are nădejde că este o viață vemnică dincolo de mormânt. De așa e, vă spun să aveți mare grijă să creșteți copiii în frica și iertarea Domnului. Noi, poporul român, suntem prămăziți creștini ortodoxi de 2000 de ani, de la colonizarea dată, de la anul 1103. Sfântul Apostol Climent, Moșenicul Sfântul Ioan Evanghelistul, care a trecut Dunărea, izgonit din Împăratul Traian, el a făcut peste 100 de biserici din coași de Dunăre. Și Sfântul Apostol Andrei, care a predicat în Scipția Minoră în Dobrogea, și apoi a trecut până a pus crucea pe dealul Chievului, sunt apostolul Andronic și Iunia, sora sa, care a predicat până la Iași, până la Bratislava, a adus vestea așa bună a Evangheliei, tocmai de pe timp împăratul Traian și puțin mai lume până la Adrian. Deci suntem creștini nu ca bulgarii de la 840 sau ca ungurii de la anul 1000 sau
ăsta, acum a fost rușit, la anul 890. Noi suntem de 2000 de ani creștini. Poporul nostru e frămădit în dreapta cănii de 2000 de ani. Și nu poți să desprind de istoria poporului român, de istoria bisericii, ca trupul de sub. Deci eu vă spun să rămâneți în credința strămoșească, să o păstrați cu toată inima, să creșteți copiii voștri în frica și iertarea lui Dumnezeu, să vă fie dragă biserica, să ascultați de preot. Și ce ai apucat tu de la strămoș? Biserică, icoană, cruce, Sfântul Maslu, Agheanu, spovedanie, post, înmormântare cu preot, cruce, icoană, coșeia să mulțuși, așa să vezi moștenire la copii. Dacă vrei să fii român adevărat și creștin adevărat. Eu am o lucrare care acum a aprobat-o Consiliul de Stat, călăuză spre cunoașterea și apararea credinței strămoșe. O sexologie a fost domnul ministru al culturii, am stat aici la masă cu dânsul altei și cu părintele directorul de la Institutul Biblic, Părinte Anania. Și mi-a spus că a aprobat-o și poate am să o mai multiplicăm. Ultima corectură o trimit am pentru editură, că aveți aprobat și de patria și de... S-a aprobat 3.000 deocamdată și acum am avut discuții cu un jehovist. Trimis aici, l-a trimis chiar securitatea, să-l lămuriți. Jehoviștii o sexă cea mai periculoasă din țara noastră, că nu recunosc nici conducerea de stat, nici conducerea bisericească. Și eu l-am lămurit, copnit plângând părinții lui să-l lămuresc, dacă nu am vrut să înțeleagă, că i-am arătat. L-am întrebat aici, era acasă, cum sunteți dumneavoastră acum? Mă, Jesus, Jehovist, lăcătuș mecanic, din comuna Piperiu și face la Piatra Neamț. Dacă ești Jehovist, să-mi spui mie, Jehova-i Dumnezeu, da. Trebuie să-L ascult, da. Legile lui Jehova trebuie ascultate, da. El era cu Biblia. Eu am deschis sexologia, capitolul meu, statul în concepția biblică. De ce ne supunem noi stăpânirul, de ce plătim dări, de ce înseamnă stăpânirea, de ce trebuie să ascultăm stăpânirea, de ce ne rugăm pentru cei din dirigătorii și celălalt. Că noi avem datorie mare să ascultăm de stăpânire, să o șințim, să ne supunem, iar blăsămasă ăștia nu pot să recunoască nici o stăpânire, nici cea și bine, nici cea biserică. Și atunci zic, dacă tu zici că Jehova e Dumnezeu și Jehova trebuie ascultat și legile lui trebuie ascultate, ia deschide la Romani 8:1-5. De ce spune acum? A deschis, fiindcă era casa plină de lume, citea printre dinți. Bă, citește tare, că eu iau Biblia, să citesc eu. Să audă lumea asta ce scrie acolo. Și supuneți-vă stăpânirilor, că nu este stăpânire decât numai de la Dumnezeu. Auzi, mă, Jehova-i Dumnezeu? Da, ai auzit că ți-a pus stăpânirii pe pământ. Ia citește și el la paragraf. Și el așa nu supune stăpânirii, legii lui Dumnezeu să împotrivești. Ai văzut, mă? Tu ești jehovist? Tu te lupți cu Jehova al tău, mă. Tu dai cu piciorul în trânsul, tu n-ai ascult că el ți-a pus stăpânirii și dacă nu te supui legii și rânduieli, să te împotrivești lui. Cum ești jehovist dacă te lupți cu Jehova? Că Jehova zice că Dumnezeu. Ai versul că nu ești jehovist? Ești un trădător de țară și un blasfemat. Le-am spus la oameni, uitați-vă. Uitați-vă neghină prin gru, uitați-vă blestemațele neghine care atacă și biserica și stat. Zic, ia mai deschid din altă parte. Eu eram cu sexologia chiar la capitolul 30 sau 63, că aici am și un îndrumător biblic cu trimiteri mai precise și tratat pe larg acest capitol în capitolul 30. Ia deschid de la acolo 1 Petru, cu epistola 1 Sobonicea, 2, 3, 18, ce spune acolo? Și supuneți-vă stăpânirea celor mai înalte și dați-le știință și vă rugați cei din delegătorii ca să fie în pace și celelalte. Iar dacă nu te supui, ți-ai minte că nu-ți-a dat poartă sabia. Că ai văzut? Că Dumnezeu l-a pus cu sabia. Și tu crezi? A, păi, tășe din gură. Nu tășe. Spune ce crezi. Și i-am deschidit cu la Corinteni. Dă-i șerui cu șinția șinții, șerui cu dardea dardea, șerui cu frica frica. Doar avem atâtea scripturi care ne arată să ascultăm de stăpâniri, să-i șințim, să ne rugăm, că nu se poate trăi pe pământ fără stăpâniri. Dumnezeu a pus stăpâniri precum în șerul pe pământ.
Și la urmă, părinții lui mi-a sărătat mâna plângând, părinte, dar era credincios, mergea, dar s-a întâlnit cu alții la piatra mea la o fabrică și orice, cu șa bine de acolo. Băi băiete, câți ani ai? 24. Băi frumos, bunic, îmbrăcat, bine, mă, mi-e miră de tinereța ta, mi-e miră de viața ta. Că tu mult nu ești liber. Statul ăștia îi restează. La întorsura Buzăului a manifestat contra statul, cu tunurile cum era statul. Ia pe 400, odată i-a luat. Că ăștia sunt foarte periculoși. Dar mi-e miră de sufletul tău, mă. Sunt dacă mult cu așa de conștiință, pe sufletul pe totdeauna, că nu ești după legea lui Dumnezeu. Statul de la mine, mă, statul mi-a sărutat mâna, el a făcut o plecășină, așa și a ieșit, cu Biblia lui în mână. Peste 5 zile s-a dus unde trebuie, că l-a luat 6 ani. Nu-i mie suprisa, dacă ăștia sunt șpiuni, aici ne strică nouă toată rânduiana. Aici sunt dragi, nu recunoaște nici conducerea bisericii, nici ceilalți. Dacă nu ascultăm de Dumnezeu să ne supunem legilor Lui, să cinstim pe stăpânire și noi, suntem pierduți. Ca apostolul Pavel trăiește pe timpul lui Nero, înțelegi? Așa la nu era credincios, dar nu de libertate credință, cum e libertatea mea. Și spune, cine ne supune stăpânirul legii lui Dumnezeu să împotrivă? Și cine era stăpânirea? Ori acum când ai biserică și patriar și metropolit și preot în casă și îți dă voie să faci liturghie și amuz nu te supui, e cea mai mare nebunie absurdă, cea mai mare rătăcire, pentru care creștine să urăști stăpânirea sau să nu te supui sau să nu jensești. Când vezi că îți dă voie să închini și să mergi la biserică, și să-ți faci liturghie, să faci veșenie, să faci mormântare cu preot și toate slujbe. Deci eu vă spun, fiți cu mare atenție, când îți da peste dragi de ăștia, iehoviști de ăștia sau alții care nu își înseamnă stăpânirea și nu ascultă de biserică, fugiți ca de dracu, mai mult ca de dracu, că dracu de cruce fugi, dar nu fugi de cruce. Ăștia sunt dragi încarnați, dragi cu trup, dragi fără coarne, mai răi decât acei cu coarne. Păziți-vă să știți una, biserica noastră este mama noastră duhovnicească. Ea ne-a născut pe noi la Dumnezeiescu Botez prin apă și prin Duh și biserica noastră nu poate grijă de sufletele noastre numai cât suntem vii și după moarte. Nu vedeți că facem panașii și liturghii și pomenii prin biserică, că biserica e trupul lui Hristos și toate când se aduc prin trupul să duc la capul ei, la Hristos în cerul. Biserica e sâlp și întărirea adevărului. Biserica ne-a născut pe noi prin apă și prin duș, avem darul punerii de fii al înfierii. Noi suntem fiii Dumnezeu după dat prin biserică. Cine s-a rupt de la biserică nu mai este al lui Hristos și al satanii. Au ce spune Hristos, eu sunt bun și mubis, adică trunciu. Voi sunteți ramuri. Dacă Hristos e trupul, înțelegi, al bisericii, ramurile cele mai mari sunt arhierei, mitropoliți, cele mai mici preoți, cele mai mici creștini. Toți trebuie să aparțină de celălalt trunchi. Cine s-a rupt de la trupul bisericii lui Hristos, îi asemnă, uite, dacă ai vedea un copac înflorit, amul până sus, sau cu roade până sus, și o creangă se rupe și cade jos, mai rodește așa. Așa ea se usucă, fie înflorită, fie erodică. Și o așteaptă focul și nimic altceva mai mult. Așa e cel care s-a rupt de la biserică, s-a rupt din trupul lui Hristos, că biserica e trupul lui Hristos. Că zice, eu sunt bușemul viță, voi ramuri. Toată vița care rămâne într-o mine aduce roadă multă. Și care nu rămâne să taie și în foc să arunce. Păziți-vă, Doamne ferește, nu vorbiți cum spune Sfântul Ioan Evanghelistul, cu cei că ne auzi că spune să n-ai Sfânta icoană în casă, sau cruce, sau preot, sau biserică, nu numai că nu trebuie să vorbești, nici bună ziua să nu-i și nici în casă să nu-l primești. Așa spune Evanghelistul Ioan. Nu-l primi, că aduci o treabă, aduci pe Antichrist, aduci pe Satana în casă cu tine. Nu, toți care nu sunt fii ai bisericii adevărați, toți în care nu trăiește și țara și biserica, așa nu sunt nici români buni, nici creștini buni. Îți spus regaie societății. Și de aceea, păziți-vă să nu miți în atingere cu ei, păziți-vă din învățătura lor. Pentru că, dacă aveți părinți drept credincioși și aveți și preoți și biserică, îl vă învață totdeauna. Iar dacă veniți pe la noi, eu sunt obosit, că câte căldere am avut dimineața pe aici.
Și a trebuit să stau cu fiecare odată și mă duc undeva să mă ascund, că eu numai așa mă apodine, mă ascund și îmi cui undeva și spune că nu e acasă. Și atunci pot scapa de oameni, că altfel nu pot scapa. Că eu sunt singur și oamenii sunt mici, nu pot să ne rezistenți cu atât. Dar fiindcă v-ați poposit odeacă pe la noi, vă spun să aveți frica lui Dumnezeu, să creșteți copiii în frica lui Dumnezeu, să ascultați de părintele și de biserică și pentru toată viața voastră nu uitați frica lui Dumnezeu. Că frica lui Dumnezeu vă păzește de tot lucrul rău și vă duce la împărăția cerurilor. Amin. Poate ai înjura, poate ai cuzit, poate ai fura, poate... Și tu te-ai lăsat de ele, dar ea să le aduci iar aminte. Care e scopul lui? Să aduci aminte de ele, poate le-i mai face. Când vezi că diavolul să aduci aminte gânduri de cele și ai părăsit tu păcatul, că nu le-ai mai făcut, tu știi că te scutești din spate, adică din urmă, cu cele și le-ai uitat. Eu nu vreau să le uiți, eu vreau să le stăzi mereu ca să iei citească cu ele. Alta e ispita din spate, ispita din față. Când ne turburăm cu mintea pentru cele și începuim ca să dea asupra noastră. Măi, am să îmbătrânesc, am să dea o boală, am să dea un război, am să dea un potop, cu tare mă pândesc, am să-mi facă greu, am să-mi iasă înainte, am să-mi furi. Și în jertia te turbura cu mintea de cele care crezi tu ca să dea asupra ta. Și te turbă degeaba, că nimeni nu știe ce ar să fie. Da, vrăjmarul ca nu fie liniștit, măi, oameni, ferești, ar fi eu foame. Ar fi război, am să mă îmbolnăvesc, ar mă iei în armată. Am să vii calhar, am să vii cu tare. Am cu tare care mă urește să-mi facă rău. Când vezi că ne turburăm cu ispitele care socotim ca să fie asupra noastră, ne gândim, uite așa, altă te ieși așa, așa, e ispita din față. Da, tuburam degeaba. Ispitele de-a stânga, principul ce răută apărat, ce arătat a răutății. Din stânga acum, eu știu că-i păcat să mănămur, da, mănămur. Eu știu că-i păcat să beu, da, beu. Eu știu că-i păcat să urăt cineva, da, urăt. Eu știu că-i păcat să vorbesc de rău, da, vorbesc. Eu știu că-i păcat rău să țin minte rău pe altul, da, țin minte. Eu știu că-i păcat să fiu desnânat, sau să fur, sau să înjur, sau să mă îmbărc, sau să fumez, dar mă lăs diluit și fac aceste păcate. Dar ispita din stânga, când prin păcatele cunoscute, din noi ne lăsăm diluit de ele, să le facem. Ispita din dreapta, e de două feluri. Ispita din dreapta, o de care. Ispita din dreapta când credem în visuri sau vedenii și crezând în ele ne înșelăm de dragi care se fac în chipul lui Hristos, în chipul Maicii Domnului, în chip de ierarhi, în chip de mucenici, ce vrei? Dacă credem în aceste nălucii și visuri, ispita din dreapta. Așa. Când ne lăsăm biruit de nălucii sau de visuri, așa. Iarăși ispita din dreapta este, când facem fapta bună, dar nu avem smerenie, că o punem de temelie de umbră, când mă îngrijim. Ispita de sus, chiar de două feluri. Când începem o nevoință mai presus de puterea noastră, nimeni nu are voie să ia măsura nevoință, nu are de puterea noastră, m-am legat să-i. Iar măsura înfrânării stea după măsura puterii fiicării. Nu pot, pot să postească la fel, sau să facă metanie la fel, sau să facă milostenie. Fiecare după măsura vrea să facă faptul, după puterea lui. Când ai luat o nevoință mai presus de putere, dracu râde. Știi ce ai făcut? Că acum ai luat un sac greu care nu-l poți duce deloc, îl duci odată și-l legi jos, nu mai poți. Deci nevoința te ia cu dreapta socoteală după măsura puterii fiecare. Alta este ispita de sus. Te întâmplă o nevoință mai presus de puterea ta fizică sau intelectuală. Ispita de sus mai este și asta. A escodit Sfintele Scripturi mai presus de puterea înțelegerii noastre.
Aia deci zice Apostol Pavel, către Corinteni, cât au fost pruși, v-am hrănit de voi cu laptele cel cuvântător al Evangheliei. Că nu erați în stare să mâncați hrană voi toată. Și Sfântul Grigore de Nisa zice, nu sparge toată de Scripturii, având dinte înțelegere de la. Cu ispita de sus a instituit toți sectare, toți elețicii de la începutul lumii, că au vrut să înțeleagă Scripturile după mintea lor. Sfânta Scriptură este un izvor fără de fund. Este un izvor fără de fund Scriptura, că e înțelepciunea în Dumnezeu. Dar eu când înșete și mă duc la o fântână care are sutură, mă dau cu capul jos în fântână, s-o bau, s-o beau tătă, văd cu șutura, din șutură eu cu cana, din cana pun în pahar și beau cât îmi trebuie și mă răcoresc. Dacă beau mai mult, mă neg, dacă voi dau fântână. Așa e Scriptura. Scriptura e ca o mare care n-are curs. Dacă eu nu știu să înnot, să mă bag în mare, nu-i devine marea că mă neg. Eu, prostăranul, m-am băgat într-o apă mai adâncă decât mine și m-am necat. De aceea iscodirea Scripturilor, mai presus de puterea noastră de înțelegere, este ispita de sus. Că vreți ne băgăm la lucruri care nu le înțelegem și care nu le-am știut la Sfântul Părinți, n-au tălcuirea celor mai mari teologii ai lumei, noi am vrut să le știm noi, așa cum au făcut sexta. E tot dus, aiurea cu tot neamul. Asta e ispita de sus. Ispita de jos este când nu vrea să faci fața bună după puterea noastră. Eu ar putea să postez până în sară. Nu mă lăs de tânzat. Nu. Eu ar putea să fac milostenii mai mult. Nu fac. Eu ar putea să fac metanii mai mult. Nu fac. Eu ar putea să privegez mai mult. Nu fac. Eu ar putea să mă rog mai mult. Nu fac. Și mă lăs vorba asta, nu pe tânzat. Așa, iubim. Când nu ne ridicăm cu lucrarea fapte bune, după puterea noastră, până la nivelul care suntem datori, ne ridicăm, suntem ispitiți de jos, adică ne trage diavolul jos de la măsura, de la limita fapte bune care suntem datori să lucrăm. Asta e ispita de jos, ispita din afară. Ispita de afară vine prin cele cinci simțiri. Prin vedere, prin auz, prin gust, miros și păină. Aceste cinci simțiri, ele se numesc la Sfântul Proroc ferestre ale sufletelor. Zice Isaia, Doamne, fasuie moartea prin ferestrele noastre. Prin aceste cinci simțiri omul primește mari păcate a sufletului. Și prin vedere, și prin auzire, și prin miros, și prin gust, și prin chipăire. Dacă n-are la mine loc rugăciunea mine. Dragii, prin aceste ca pe întâi și pute, toamnă pe acasă și de până. Așa, și mai folosesc, dragii, o altă ispită mai mare decât cele ce imaginația, da? Imaginația este mai subțire ca cele ce sunt tine, dar e mai groază decât mine. Și imaginația urmează Aristotel și mare simțire de oricum. Prin imaginația nu-i de război sufletului în vremea ispitei numai cu cele ce au văzut. Și cu cele ce au văzut, cu cele ce au auzit, cu cele ce au gustat, cu cele ce au mirosit, cu cele ce au tipăit. Toate-i de război. Ea prinde cele cinci simțiri și-și de război cu toate care le-ai văzut, le-ai auzit și de mai. Asta e imaginată. De ce e mai greu să păzești imaginația că decât ferice simțiri, decât însuși mintea. Asta se spune din afară, care vin să ne toarnă diavolul când aștepte cinci șipuții, când aștepte cinci simțiri în sufletul nostru. Prin vedere, prin auz, prin miros, prin gust, prin sufăire. Spune din afară, care ne vin prin cele cinci simțiri, cele cinci șipuții ale satane, prin care vasă păcatul în inima noastră, dacă n-avem trezire, atenție și paza minții. Iarăși ispita dinăuntru. Dinăuntru
ies toate păscatele noastre de unii, din inimă. N-ai avut și iat Mântuitorul la apostol? Nu știu ce intră în gură scurcă pe om, că iată, era vorba de spălatul mântu. Ce-și iese, iese din inimă. Că din inimă iese apuri vide, ușidile, râvnidile, ura, răzbunare, pătănisia, vicănie, toate răutățile. Ca dintr-un iad iese din inima noastră. Și de cei aici care iese dinăuntru, cea mai ispită dinăuntru, că iese dinăuntru, din inima afară. Este în altă pensie, să plâng din afară, vină în inimă. De ce îi spune Sfântul Timen cel Mare? Pune pe gând portar, trezor la poarta inimii tale, ca să nu primească nici fișele ce vin din afară, nici fișele ce ies din nou. Să le oprești fișele ce ies dinăuntru cu rugăciunea Doamnei Iisuse. Să le oprești fișele ce vin din afară cu cugetarea la munții de iadul, la rugăciunea Fratele noastre. Dragostea este Maica și rădăcina tuturor faptelor buni. Vezi, Apostolul Pavel n-a numit altă faptă rău, rădăcina tuturor răutăților. Și-a numit-o pe ideea de ajuns, că ea se pornește totdeauna din ură și din a disprețui pe fratele. Iar dragostea, dacă este cea mai mare din toate și legătura să vă fie, a numit-o Maică și izvor a toată fapta bună. În vederea aceasta, fiindcă Mântuitorul a spus că cea mai mare poruncă din lege este cea din tăi, să iubești Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot cuistul tău, din toată puterea ta. A luat cele trei părți ale omului. Prin inima a luat sufletul, prin cugetate în inima. Cugetarea lua mintea și prin vestirea lua trupul. Deci toată ființa omului trebuie să contoplească în dragostea lui Dumnezeu. Iar când a fost vorba de dragostea de aproape, a zis să iubești pe seara, iar a doua porunca, semnea cu cea din tăi, să iubești pe aproape de tău ca pe sine. Dragostea de Dumnezeu n-are limite, nu i-a dat limite, nu i-a pus granițe Dumnezeu, adică din toată puterea, din tot cuicul, din toată vestea. Iar dragostea de aproape i-a pus mașină, cu granițe, numai atât o să le vezi cât te vezi pe tine. Pentru că asta este tocmai ce spuneam în altă evanghelie, cine iubește pe tată sau pe mamă sau soră sau frate mai mult. N-au zis că nu-i voie să iubești, dacă iubești mai mult decât pe Dumnezeu. Nu este vreme nimic. Am să spun două istorioare, una despre dragostea de Dumnezeu și alta despre aproapele. Amândouă acestea sunt prea de nevoie în predica care urmează. Sfântul Efrem Sirul arată că aproape de chilia lui era un pusnic, îl chema Iulian. Acest sehastru stătea făcut să o ținie în formă de mormânt într-o piatră. Stătea acolo și pururea se ruga și postea. Și domnea pe piatră jos, n-avea nici o fiebină, farmic. Dar atâta umilință avea în rugăciune și atâta lacrimi, încât când citea la Psaltire sau în Noul Testament, unde vedea scris cuvântul Doamne, Dumnezeule sau Iisus Hristos, stătea acolo și vărsa atâtea lacrimi, încât pe numele Mântuitorului. Și m-am dus odată la Bezi Sfântul Efrem, că m-a uitat în cărțile lui, unde era scris Dumnezeu sau Iisus Hristos sau Maica Domnului. Acolo sau Mântuitorul nu se mai cunoște toți. Deci n-am știut lucrarea lui. Și părinte, deși cărțile sunt tăi, unde scrie Dumnezeu, nu se mai cunosc. Iar Sfântul Efrem era un fiat de duhovnic al lui. Fiat de Dumnezeu, părinte, îți voi spune. De curba aceea din Evanghelie a spalat pișoarele Mântuitorului cu lacrimi. Și de astăzi cu felii capului său, iar eu când văd numele Mântuitorului, dacă îl văd pe el.
Și atunci, cu multe lacrimi în ochii mei, măcar dacă nu văd pe fiarele lui, să-i urm numele lui de pe cărți. Văd câtă umilință era în acest suflet și câtă pătrundere și sântire de rugăciune dumnezeiască în ea. Și a zis Sfântul Efrem, bună este lucrarea ta, Părinte, dar pentru Dumnezeu te rău să cruzi cărțile, că dacă aș mai plăi mult, n-aș mai cunoască nică pe ele. Și el atâta umilință avea. Și a întrebat, cum de aia atâta umilință, zice. Și eu, când îmi aduc aminte că Dumnezeu m-a adus în ființă, din ce n-am fost, că mă rabdă în toate zilele vieții, în toate clipele, neputințele și păcatele mele care le fac cu gândul sau cu voie sau fără voie, sau cu ființă sau cu neființă. Mă gândesc cât e de bun Dumnezeu și cât sunt eu de rău, că sunt un izvor de păcate, că omul nu-i clipă când nu greșește Dumnezeu. Scuze-te în aceasta și nu pot să nu plâng, rugând pe Dumnezeu să facă miră cu mine, cum a făcut aldată cu femeia cea păcată. Și spune Sfântul Efrem, ce ai văzut un om care iubește Dumnezeu din toată inima? Unde vedea numele lui Dumnezeu, îl uda cu lacrimi. Așa asta dragoste de Dumnezeu cine o are, cu adevărat să mântuiesc. Noi citim cărți întregi, ne rugăm șasuri întregi, fără umilință, fără zdrobire, fără lacrimi. Și rugăciunea noastră e sacră. Cu rugăciune, cu săcete, cu uscăciune, cu răsceală și cu părăsirea darului, chiar de ce? Că numai din gură ne rugăm. Nici cu mintea nu ne rugăm, nici cu inima. Deci cum v-am amintit ele în cipul cele trei tipuri de rugăciune. Deci aia am zis, ca să cunoască cineva care iubește Dumnezeu, este pururile astea, vrea să lacrimi de dragoste pentru el. Însă fiindcă a venit vorba despre lacrimi în rugăciune, să fiți atenți ca să vorbim de felul de lacrimilor, că nu toate sunt bune. Diavolul s-a amestecat la toată fapta bună. Ai văzut buriana aceea care se cheamă jenei? Sau rugăciune, el se prinde, de ce găsește în cale. Dacă e un gar lângă nu, de gar, dacă e o poartă, dacă e un stâlp, dacă e un copac, dacă e un par și ar fi numai ce se ridică. Așa face diavolul. De toată fapta bună se încolătrișește ca să o facă zădanică, să nu mai fie bun. Și cât de mare darul lacrimilor, și aici se mestecă, și aici bagă ispită. Și în felul de lacrimilor el se bagă ca să facă zădanică lacrima omului în rugăciune, să nu fie primită la Dumnezeu. Lacrimile cele adevărate, care izvorăsc din dragostea lui Dumnezeu, atâta putere au, sunt Grigore de Nazian, că lacrimile și izvorul lacrimilor de după botez mai mare au decât însuși botez. Ați auzit? El zice, știu și al cincilea botez care se naște din lacrimi, în pocăință cu lacrimi. Și atâta putere are botezul, acela mai mare decât cel de întâi. Pentru că botezul cel de întâi niștește păcatele toate. Dar nu ne dă putere de a nu mai păcătui. Dacă am voie noi, se poate. Dar lasă voința omului liber după botez să păcătuiască sau nu. Iar lacrimile de după botez șterge și păcatele care vin. Lacrimile de umilință sunt mai bune decât botezul, că șterge și toate păcatele care s-au făcut de la botez până acum. Deci lasă curat. Dacă ai lacrimi, sunt fel de lacrimi, să băgăm de seamă, care sunt bune, care sunt mijloșii și care sunt de la satan. Lacrimile cele bune sunt acestea, care întâi sunt din lacrimi, sunt din dragostea lui Dumnezeu, cum era la Sfântul ăsta Iulian Pusnic. Acestea îngrașă pe om, aduc bucurii mari sufletului, o să mănânci om, o să nu mănânci el, dacă plânge, e sătul, îi ține și de sete și de foame și nu are supărare pe nimeni. Sufletul lui pururea se bucur. Acel ce are lacrimi din dragostea lui Dumnezeu. Asta e ce spune Apostolul Pavel. Bucurați-vă, zic fratele, și iară zic bucurați-vă. Al doilea fel de lacrimi bune sunt care țin din frica lui Dumnezeu.
Dar acesta usucă pe om. Omul plânge și tot slăbește. Că se nasc din frică. Omul se teme de munții diavol, se teme de Dumnezeu din cauza aceea plânge mereu și usucă trupul lui chiar de a-l mânca, de n-a-l mânca, de a dormi, de n-a așteptat lacă, n-au putere să usuce. Cum se usucă lemnul la foc? Firea omenească. Și acestea sunt al doilea fel de lacrimi bune care curăță pe om, însă nu îngrașă trupul. Și îl sacă din cauza scârbii inimii când după ca. Sunt al treilea lacrimi, fel de lacrimi bune, care se nasc în frica morții și frica judecății. Iar sunt bune. Cu de tână omul, cum a să fie la moarte, cum a să chinuiască, cât de greu a să dispată de trup. Cât de greu a să fie în ziua judecății când va sta înaintea milioane de îngeri să primească răspuns și hotărâri. Unii va merge la mine sau la roșu, Doamne ferește pentru veșnicie. Și aceștia lacrimi iar sunt bune. Trei feluri de lacrimi bune. Mai sunt lacrimi mijloșii. Astea trei sunt bune. Lacrimi mijloșii, nici bune, nici nu se rezi. Lacrimi ferești. Vezi că mama plânge după copil. Copilul plânge după mama. Tata plânge după băieți. Sau după, plânge unul după prietenii lui. Sau soția după copii. Sau după soț sau soțul. Aceste lacrimi ferești, cum plâng părinții după copii sau copiii după părinți, ele nu sunt nici bune, nici rele. Asta sunt mijloșii. Sunt lacrimi care se nasc din slava de șasă, aici din cel cele rele. Altul are dar omenință, dar îi place să plângă să-l vadă altul. Maghine n-ar mai plânge. Când satana i-a furat aceste lacrimi. Dar omenință vine să-l strângă omul, să-l ascundă, dacă îl are la mine. Da. Că mai cu seamă diavolul pune pe om să plângă când îl văd altul. Sau îi dă în bol să poată că nu, cât poți, s-ar putea să nu-l poți opri, atunci nu ești vinovat. Dar dacă omul plânge cu scop să-l vadă cineva, sau îi place să știe cineva că e plângător, acelea sunt din slavă de șarte și sunt rele și păgubitoare. Sunt lacrimi venite din mânie. Ai văzut om care când nu poate să răzbune pe altul, plânge de sudă. Atât ai din acasă când nu a putut să răzbune pe celălalt, pentru că dacă nu-i poate face rău, plânge de sudă, de amărăciune. Ai dat și mai rău decât așa din slava de șară. Ai dat un lacrimi ucigașă, că el ar vrea să facă rău, dar nu poate, că atunci plânge inima lui istoasă de satana de ură, încât îi vorbește lacrimi. Aici sunt lacrimi foarte grele, foarte păcătoase, satanicești. Altul plânge din deznerdare. A avut prietenie cu o muiere sau cu cineva. Când și-a adus aminte de dânsa, plânge. Că iarăși era drag. Adusă de dracu cu vie. Lacrimi. Mai sunt niște lacrimi, aici din cele rele. Iarăși care se nasc omului din pagube. A pierdut boii, a pierdut casa, i-au luat pământul și plânge după avere. Acesta iar e de la vremea. Pentru că el nu crede că Dumnezeu a să poate grijă și plânge tare că l-a lovit o scârbă mare că i s-a luat boii sau l-a prădat sau cu tare. Deci atât de câte felul sunt lacrimile, nu toate sunt bune. Numai lacrimile din dragostea de Dumnezeu, de frica de Dumnezeu, de frica munților iadul sau de moarte și de judeca. Aici când vin, să aibă loc în sufletul fiecare, că-l curăță, luminează și-l apropie de Dumnezeu. Și acestea am zis că de dragostea de Dumnezeu, iar altă istorioară este dragostea lui Dumnezeu, am să vă spun. Când s-a creștinat Ungaria, la anul 1890, aproape de 900 s-a creștinat. Și la anul, nu, Ungaria a venit la 1890, s-a creștinat la anul 1001, când am ezuni, poate. La 1001 s-a creștinat ungurii, care atunci a trăit ca huni, venit din părțile, da. Avea un rege al lor, Ștefan cel Sfânt, timpul lui s-au creștinat ungurii.
când s-a creștinat Ilian statul ortodox până la 1054. Că tot ortodox, turma pe acolo catolic, încă mult mai târziu după. Ungurii a fost ortodox. Turma a făcut legături cu papa și a trecut către Apus. Dar tocmai atunci când s-a creștinat Ilian catolic, un popor când se creștinează întâi, are mari daruri, știi, că vine cu mare râvne la Hristos. Un creștin, auzând de crucea Mântuitorului, Mântuitorul a purtat crucea, a făcut și el o cruce grea, cât o putea duce. El a luat-o după slov, nu după duc. Crucea suferință, el zice, stai, da, Hristos s-a dus-o așa suferință, da. A spus, nu ia crucea și din exterior, era grea. A luat crucea în spate de tungul și a plecat din Ungaria pe jos, până la Ierusalim. A plecat pe ruță, a ascultat apoi și a ajuns în Persia, stumat în Turcia și până a ieșit, până a mai și a mers 3 ani jumătate. Toate locul rău, unii au plătat, uite un om nebun, duce o cruce în spate, el nu-i pasă. Altă lăuda, altă locul rău, el duce crucea. Și mergând el cu crucea, zice psalm, rugăciune. Când au ajuns la Ierusalim, îl chema asfaltat. Când a ajuns el la Ierusalim, se vadă el cu ochii unde a fost crucea Mântuitorului, a lăsat și el crucea lui jos în biserică și s-a minunat el și vine un creștin după din Europa, din Ungaria, cu crucea în spate. Da. S-a lăsat crucea în biserică, s-a cuprins Sfântul Mormânt și a început a plânge. Acolo, la momentul Domnul, fiecare se roagă că se poate mai curică dacă a ajuns cu mine la Domnul. Și el a lăsat să se roage. A văzut că el nu se mai desprinde de mormântul Domnului, de despre, a plâns de despre viața de mormânt și a pus capul în jos și a plâns și a plâns de la o vreme să mai auză plânzând. Că zice, băi, deci omul ăsta ori a adormit, ori a murit. Da. Când după voi 6 și ceva a vrut să desprinde de acolo, el murise. A murit plângând la mormântul Domnului. Doctorii, după obiceiul lor, a murit grad la scot de la mormântul Domnului și a făcut autopsie. Și când au ajuns la inima lui, era scris cu slovii de aur. Iisuse Hristoase, preaduce dragoste, miluiește. Auzi cu ce cuvinte a murit el în gură? Iisuse Hristoase, preaduce dragoste, miluiește. Atâta l-a iubit pe Mântuitorul, încât când a ajuns acolo ne-a pătimit, din adâncul inimii, cu atâta dragoste s-a rugat, încât a murit cu aceste cuvinte. Și a păstrat inima lui cu aceste slove, ca așa Sfântul Ignatie, unde era scris Iisus Hristos, că l-a mâncat de el. Și vedeți câtă dragoste de Dumnezeu a avut asta. Câtă osenială a avut el de aici și a să trece cu o cruce. Ani de zile, foame, sete, ocară, osenială crudă, iar când a ajuns, a ratat, ce l-a dus pe el? Dragostea lui Iisus Hristos, care era în inima lui, când a ajuns acolo, sufletul lui a zburat la Hristos cu aceste cuvinte. Iată, v-a spus de Iulian Pusnicul, care ștergea cu lacrimi în numele Mântuitorului de pe cărți, și de acest creștin ungur, care atâta dragoste a avut în inima lui, încât cu aceste cuvinte s-a dus la Hristos. Să dea Dumnezeu și Maica Domnul și noi păcătoși, dacă nu totdeauna, măcar când din când în inima noastră să simțim câteva minunte sau secunde de rugăciune ca aceasta. Așa că rugăciune, când cineva o face din adâncul inimii și cu mare dragoste de Dumnezeu. Iar dacă ne rugăm și dragoste nu avem, sau dacă postim și dragoste nu avem, sau dacă facem milostenie și dragoste nu avem, sau dacă am face orice faptă bună și martirul, mucenicie, dacă am face-o și dragoste nu avem, nimica nu suntem. Aia o să spunea Apostolul Pavel, de a avea credință să mut și munțe,
încât să mușă mulții și dragoste nu am nimica, nu sunt. De-aș împărță toată averea mea la săraș și de-aș da trupul meu să-l arză, dacă dragoste nu am nimica, nu sunt. Ați auzit? Nici mușenicia, nici milostenia nu-i primită la Dumnezeu fără de dragoste. Și așa că am spus să ne sănim cât de cât după mine la Dumnezeu, cât de puțin, ca să fie dragoste între noi. Pentru că și dragii postesc, ca tot dragi sunt. Și ei nu stau degeaba, noi ne nevoim, alergăm, dar dacă el doarme vodată. Și ei se șorienii, dar ei nu sunt soară, nu sunt mări, dar tot dragi. Ca pentru ce? Se plin de ură. Sfântul Dionisie are o parghită, spune așa, răul de-n dragi în aceasta constă. În poftă fără de minte. Mânie fără judecată și închipuire pripită sau înălucire pripită. Ai auzit care e rău de îndrași? Poftă fără de minte ca poftit să fie asemenea cu Dumnezeu. Mânie fără judecată, că se formeze fără rațiune, se omoară pe oricine, să facă rău fiecare zicire al Dumnezeu. Și al treilea, înălucire pripită, că s-a închipuit întotdeauna cu Dumnezeu, era repede, uitând că i-a făcut Dumnezeu. Și dacă ai luat din drag așa de trei lucruri, din ființa lor, mânia fără judecată, înțepuirea pripită și pofta fără de minte, ei s-ar face îngeri înapoi. Așezi trei răutăți, îi face pe ei drag. Iar dacă ai scoate din ființa lor așeza, numai decât ar rămâne, dacă zică curat, ca niște îngeri. Cum a fost întâi. Și de ce am zis, ori în familie, ori în societate, ori în lumea asta toată, cât nu va fi dragoste, bine nu este. Iar dacă este dragoste, dragoste de cătura să vestire. Ai văzut că faci mâncare bună, pui de tot felul, dar dacă n-ai pus o lea de sare ca să îndulcești bucatele, n-are de. Pune bărbatul, femeie, dar mâncarea asta e bună, dar n-are sare. Și tu ai pus de tot felul, ai pus pitie și boș, ai pus orez, ai pus... Dacă nu-i puțină sare, nu-i dă gust. Apoi sarea, cea duhovnicească, în toate faptele bune ale noastre, ca să-i placă Dumnezeu, este puțină dragoste. Noi nu putem avea dragoste de să văd că suntem păcătoși, dar câturi de puțin. Ai văzut Sfântul Ioan acolo și îi spunea? Era o întrebare în paterică de Sfinții Părinți. Și unii zicea așa, unii așa, de ce fața bună. S-a scurat un părinte stâlnic. Stâlnic de stat, asta înseamnă sunt eu acolo. Acolo înseamnă bândoc, un om micuț. După limba egipteană, un om scurt de stat. Și ăsta a zis, locul meu ca monacul și tot creștinul. Să aibă din toate faptele bune câte puțin. Puțină răbdare, puțină blândețe, puțină nemâniere. Puțină frânare, puțină curățenie, puțină milostenie, puțină rugăciune, puțină privegere, puțină citire, puțină rațiune, adică dreaptă judecată. Și din toate faptele bune să aibă câte puțin. Dar dacă dintr-o parte zidim să avem mai multe fapte, nu știu, de dincolo, nu băgăm seama de dragoste, apucă din pe roată, strătoană căruța noastră. Da, de ce i-am spus? Mereu vin aici creștini și mame năcăjite, rângând aici, eu am aflecat una care a intrat în trei. Să lăsă n-a când am zis aici. Cum bate soțul și-o urește să până o omoră nu o las. Și-o jură de altare, de Dumnezeu. Uite-mi sara că știți să aducă și-a adus orea de lână, a adus și-a făcut câteva ochi, năcăjite și-am furat și-am dat de acasă. Că nu mă dată că plec, că nu o lasă nici la mănăstiri. Nu cu un copil așa mic, mănânc. Dar câte nu-ți vindeiesc? Ei, acolo e casă. Unii îi spun, eu până nu te omoră, nu trezi imediat. De la poartă trece, pregătează de câte ani, cu ce puteți fi. Gândiți-vă și casă e și ea. Nu iad. E adevărat ea. Mi-aduc aminte că scrisesc odată, când era cărțile lui Iosif Treba, o istorie cu un copil. Un preot întâlnește un copil năcăjit, murdar, cămășuța murdară, pe el haina ruptă, discut, slăbut, măi copile, de unde vii tu? Din ea. Preotul se uită din ea la mine. Cum mă cheamă pe tatăl? Dar copilul așa vreo 4 ani, 3-4 ani.
că da, cheamă Satan. Da, mama, are ca Satan. Dar zice pe tine cum te cheamă, eu îți diavol. Și a rămas preotul între mine. Copilul așa știa. S-a interesat preotul. Da, cui, da, cui este. Era sub acutarea. S-a dus preotul în casa și s-a grăit cu mama lui, mi-a căzut, era câte vânătă bătută la urmă. Zice, copilul a fost de, că la noi, eu una le spun, băi, aici e iad, nu-i casă. Copilul a crezut că casa lor e iad, așa l-am învățat, că s-a trezut. Și zice, eu îi zic lui că-i Satana, și el îmi zice, mie are ca Satana. Și la copil îi zice, în diavol. Și copilul, cum a auzit? De unde vii? Din iad. Cum a cheam pe tatu? Satana. Pe mătă acum, are ca Satana. Dă-te voi, diavol. Și într-adevăr, dacă era atâta ură și vorbă rău, casa unui creștin se face iad și părință, în loc de părință, îți diavol, Satana. Păi să ferească Dumnezeu unde este așa cărândoială, devolească. Nu numai că nu este mântuire, dar îi primește din mari greutăți către om în viață. Și ajung la bătăi, la sinușire, la moși, la toate și la toate. Azi am scris un pomenic. Un băiat l-a omorât pe moșul. A venit mama și a făcut cu dăvirea din picioare. L-a întorsura Buzăului, v-am spus, o n-a omorât pe tatu. O venit din armată și tatu, un bătrân. Și m-a dus eu pe putare în casa pe ei, dar tatu, ca munca tatu, dragul tatu, și ea sunt oamenii așa. Să-l ferească, că auzăță că sunt oamenii credincioși. I-a dat două palme lui tatu. Că a căzut jos bătrânul. Și era totuși și măsa. Măsa a început tărăt, iar o toporul s-o taie, că a fugit în măsa. Și cum s-a dus tatu, nu murise. Și când i-a mai dat un cior, l-a lovit în inimă. Dat un cior așa, tot atunci a murit. Ieri la pușcărie acum, 25 ani. Dar ușigați de tată. Și atunci când ne-am adus aminte de lucrurile acestea, ia ca la străiera și așa, alți doi băieți l-au bătut pe tatu, a băgat peste tatu și s-o luna mărit. Trebuie de succes. Un gospodar care îl cunoștem foarte bine, Alexandru Rosu. Ce se întâmplă aici? E ceea ce spune Mântuitorul în Evanghelie. În vremea de apoi, se vor ridica părinții asupra copiilor și vor omorți. Iată, se împlinesc și așa vorbit, era Dumnezeu. Și așa de se întâmplă din ură, unii de sete dragul. Ferească Dumnezeu unii nu-i dragul. Și așa are, auzi, spune și-o în Evanghelie, și cel ce umblă nu umblă cu dragoste, și întuneric au orbit ochii lui și nu știe încotro mers. E tot noaptea la bătut. Sufletul lui nu poate fi tot timpul însețoșat, tot timpul tulburat, că nu are lumina lui Dumnezeu în sufletul lui. Și acestea am spus pe scurt despre dragoste de Dumnezeu și despre aproape. Evanghelistul Ioan. Când a ajuns cu predica Evanghelie un vostru luptat mos, care când am fost la Ierusalim l-am văzut, dar nu ne-am oprit, că eram cu avioane. Așa. Acolo era închinături de idol, toți se închinau la drap. Cum era atunci, se închinau peste lumea la drap. Și când a ajuns acolo, Ostrul Vâșeala avea atâtea orașe, nu era Ostrul așa, era maică Bucovina noastră. Ei aveau un drac, un mare vrăjător care stătea în pustie, ăsta mai Tinops. Și zicea că Dumnezeu lor, că așa cu puterea drăsească, face farme și mari. Făce fel de minunății. Și îi zicea Dumnezeu lor, stătea în pustie, și sluja acestui vrăjitor o mie și un drac. Avea o mie de drac care sluja, ca să poată face. Fărnecătorii minuni cu puterea drăsească, vrăjitorii mari. Când a ajuns un Ioan Evanghelist acolo și a pus să predice Evanghelia cu puterea lui Hristos. Sunt Ioan Evanghelist avem putere la Mântuitorul.
Adică da, putere să fac atâtea minune, dar la tot apostol. Deci în numele meu, dragi scoate, mulți de tânzea, nici nu de vorbi. Și când aș apus să predice cu putere, a cărut multă lume Hristos. Toți care era bolnavi se vindecau, care era mort în viau și îi duceau, ori și minuni pășea cu puterea Mântuitorului. Atunci Doamne s-o duc la Dumnezeu lor în pustie, în munți, și eu spun lui Cinosul, lui Satan, așa, și stăpânim. A venit un ușenit de așa lui răsunit, îl cheamă Ioan, face minuni și semne mari, în vie și în morță, să mă duiește bolnave, vindecă vorbi, surzi, îndrășite, tot. Și-au crezut multă lume și crede. Și început ai mutat pe călușelor. De ce ne-a venit mai repede să-mi spuneți? Lasă că mărg eu. Și-au bătut de trei ori din palme ce nopți. L-au luat rase pe nori. Și l-au dus pe sus pe nori șerbul. Și l-au pus în mijlocul orașului. Așa pe lumea. Mare este noastră, Dumnezeu nostru, dar a venit unul din ușenicii celui răsenit, face minuni și semne mari. Iar eu început a mustra. Așa de rând de credit în el. Ei, ia să-i arăți omul. Și s-a dus acolo unde predica evanghelistul. Și când a văzut așa și crezut în Hristos, că l-a zburat pe sus. A început să pierde mâini. Dumnezeu nostru, mă rog, să vine pe sus, dar ce-o dragă pe sus. Și vine în fața Sfântului Evanghelist. Să crezi de oameni. De ce ai intrat în țara mea? Și faci minuni, și predici și-o răsănit ca lor răsănite vei de cruce, nu tu să salveze pe sine. Dar Sfântului Evanghelist, ce vrei? Zice, uite, o strigat la lui, la păgânii lui. Puneți mâna pe Ioan și-l omorât. S-o repede ca fulgerul păgânii de acolo, l-o prins, l-o pădus și l-o omorât. Când l-o omorât, așa și crezut în Hristos, prin predicarea lui, o prins mare frică, de-a mă ne omoară pe noi pe tot. Și dacă o omorât, ce sunt Ioan Evanghelistul, că noi nu ne omorât. Și l-a început a predicat-o, dus mai încolo într-o media mare. Știi că lușul, deci am făcut eu cu Ioan. Și voi ați crezut în el. Hai vă duc, imediat l-am omorât. Eu am putere mare, o să așa. Și-a venit un înger al Domnului și-a atins de Ioan Evanghelie. Ioan, scoală-te și predică pe Hristos. Numai așa aude, și Ioan de care l-am omorât noi, am o trezere în urmă. Predică grozav și crede toată lumea între sume. Păi, de mine că nu au duce nopți. Ai văzut că vine sfârșitul. Vine la el, că sunt Ioan Evanghelistul predicat pe malul mării. Și Ioan, ce crezi? Dacă ai învia, mă tem de tine. Și oameni buni. Ioan a înviat. Dar să vă arăt eu, știți corabia care s-o necaldă unul cu 4-500 de oameni. Da. Uite, eu îi învii pe toți acum. S-o bătut din palme de trei ori s-o cufundat în mare, ce nu. Drașii care sunt lui, cu dânsul. Numai ce vede că vine un corab, o scoate din... Era năluște de drășa. Și toți oameni din corab învia. Era 500 de drași acolo. Cu corab. Când o tras-o, uite Ioane, eu am adus 500 în viață și am scos corabia care s-o neca de atâtea lume. Sunt Ioane Evanghelie, evident că-s dras. Se duce ce nou la o femeie, femeie zice, unii sunt feșorii tăi, feșorii mei s-o neca cu o corabie mergând la Cipru, am mult 2 ani de zile. Ia să-i aduc pe și. O bătut de trei ori și o băgat în mare, și eu scos feșorii femeie. Ii, să nu mâna mamă, bai de mine, încinatul lui Dumnezeu, cinuți, care să ne-o scos pe noi din ea și ne-o adus aici. Și mama-i săruta și cu taie, nu vede cât drag.
Așa a zis ea cu lască și băgat de seama. Vine la uzinei, unii bărbatul tău. El a plecat cu o coradă, cu tare, să-l aduc tot acum. S-o băga cenut, uite cu bărbat. Femeie, uite Dumnezeu nostru, mă scoge, eram în cutare, munce de iadă, mă aduc cu tare. Și eram de acasă exact cum au fost ei. Și vorbe la asta, nu cunoște în ziua că nu-i feșorul tău sau că nu-i bărbatul tău. Când au văzut oameni așa, mă, și-au putea să răga, mare ești noastră! Și mai mare Dumnezeu ca tine nu este. Iar așa de crezut în Hristos, Sfântul Ioan Evanghelistul, și-a putea să temi, bă, mare putere are și ce nu Dumnezeu nostru, da? Deci oameni buni și ați crezut în aceste oameni, sunt Dumnezeul lui Cerăzimii. Știți că a fost o coradă care s-a necat acum 3 ani. Cu 1500 de oameni. Eu acum o aduc pe toate sufletele care au fost acolo, odată le aduc Coran. S-au cufundat ce nopți în mare, Sfântul Ioan Evanghelistul când au văzut-o cufundat, au luat Sfânta Cruce, aici se cufunde toată puterea ta ta. S-o fep marea 3 zile așa ca cucut. Nu mai sunt niște nopți cu tăi dragi care au fost el. Când eu o dau să o dau cu ce zice, eu l-au părăsut, eu te mă să-mi ia și l-au rămas în fundul mării. Și așteptau oameni 3 zile și nu mă mai avut mării. Și vine Dumnezeu și nu cu corabia, cu și nu mai vine, sunt care păzește-vă treaba oameni, nu. Și nu mâncăm până azi, nu că muri, că eu nu mai vine niciodată, că l-am trimis eu în ea, de unde era. Când au văzut oameni că nu mai vie, că nu mai vine, așa și era viață drași, tremurau și de-au vine la noi. Deci, oameni mâniani sunt cu așa. Hai să-i întrebăm pe ăștia care au venit cu corabia și ce, dacă ei sunt morți, morți voștri. Și eu, cu puterea Sfântului voi, leg, pune cine suntem noi, că noi suntem drași. Care sujăm lui Cernos de atâta ani. Dar zice, măi, bărbate, dar nu ești tu. Zice, m-aș face eu așa de frumos cum am un mort tu. Era drag. Dar voi, măi, feșori, mamă, drag o mană. Era drag și aici. Vă poruncesc în numele lui Iisus Hristos să vă cufundați în fundul iadului. Nu i-am mai văzut. Și așa și doi feșori și așa, așa și cu corabia. Praf, iată, ne să-mi ia Sfântul Ioan Evanghelist. Aici războiul lui cu Chinul Răzătorul, omosul lui Padma. Când au văzut așa, dar poporul crezut în Hristos și a început să facă minuni și mai mari Sfântul Ioan Evanghelist. În viața de un loc 200 de morți care s-au răsătit o capete și au prins și tot ce-o zis. Și pe urmă, după ce-o bodezat, au făcut preot, Episcopul și-a creștinat tot ostrul Patmos. Acolo a scris și el și Apocalipsul, care îl vedeți în Sfânta Scriptură, cu care se termină Sfânta. Acolo a fost scris cu descoperire dumnezeiască și aș văzut cu băgat de seamă că sunt Andreea Șelarii, întâlcuirea Apocalipsul și alții. Când a venit Antichrist, ai văzut, dacă de pe amul crezi, că eu o audă-te așa, o văzut așa, și cum nici o femeie cu ei pe trașe noaptea la dă, să-mi spune una de una. Și o spus că ei preoți și făcută de Duhul Sfânt, o vadă, era drag, moltenia, în poveste una. Și dacă crezi în nălucirile astea de pe acum, ce să-mi faci atunci? Că spune la 2 Tesaloniceni, despre venirea lui Antichrist, a căruia venire este într-o toată puterea satanei, făcând semne și minuni mari, de-ar putea să înșele chiar pe cei aleși. Că Sfântul Andrei spune, când am să vii ușenicii lui Antichrist, a să zboare pe sus, a să vii la tine și să aducă paie uscate de grâu, dă-ncoasă, și de nașerea să facă pâine caldă să o mănânce. Din viță uscată, să curgă vin proaspăt, foarte bun.
A să facă femeile să zboare și bărbatul pe sus. A să facă atâtea minuni cu puterea satane, încât cei care nu se întemeiază cu măi, să numai de la Dumnezeu sunt toate. Hai să margă cu tine la șimece. Măi, unde-i îngropat tată? Și mă, hai la șimece. Ești mă Ioan? Ești mă Gheorghe? Și iată tatu și astea săruce, dragul tate, crede să-mi trăiești acât de la Dumnezeu. A să iată soția care s-a murit, exact, n-ai să o cunoște în ziac. Măi, bărbate, măi, nu te-ai cununat-o cu mine, dar nu mă cunoști, măi, eu sunt de mine, uite așa m-a scos, măi, m-a adus să ai pe fața altă de la Dumnezeu. A să zice la femeie, unii scoții, care s-a murit, nepota? Ești mă Gheorghe, ești Ioan, ești Vasile, ești Casandra, a să-mi zi moțul prin șimitire și n-ai să-i cunoști așa să vorbească cum îi știa, cu haina care e îmbrăcat, ar știu, care l-a îmbrăcat, ar fi îmbrăcat. Și a să-mi zi, așa că doar învia, a să ducă credeți în traiștea, că aici de la Dumnezeu când ne-au scos pe noi din ea sau ne-au dus aici pe fața pământului. Și atunci ce-i să-mi faci dacă încerci a crede de pe acum? Vine una de una, deci că plânge Maica Domnului la Vatimeneș. Și de-a mâna înainte plânge că o auzut că o scoate pe Veronica. Și Veronica a fost însurată cu trei bărbați până la urmări tata. Și am iară sunt, iar vorbește cu Maica Domnului. Ia uite, și crede așa, gata. Auzi și drăștii și nebunii. M-am întâlnit pe episcop de acolo ca să ia la Iași. Mă toma la dată-mi las, că eu ești drum. Să luptă săracul, să pui regulă și acolo o pus preul de mine să fac, să n-a consilie. Nu mai ești cumva să intri bomba de mine de ăștia. Le-o dat strictest, n-ai voie să te împărtășești decât o dată la fază zile. Și nu duhovnici de acolo, duhovnici care i-a dus cel consilier de la episcopie. Le-o pus strictest să margă în sartirea de vot. Și care au găsit acolo 16 maici care Veronica le-a luat fete de pensat și le-a îmbrăcat răbde de care nu s-o bormat. Nici nu s-a dus în mănăstire, nici nu era aprobat de episcopie de mine. Eu spus, da măi, la el, am stat cu el doar, am fost la instalarea noului metropolit, mă puteam vorbit acolo. Le-a spus că toți afară de mănăstire, că n-avea nici aprobare, nici ucenicii. El le-a băgat ca să facă multe cuciuni. Și în an de care a venit și a văzut o avutoare care a aprobare, le-a spus, dacă îți mai spune că vedeți vedenie de acum, și că vedeți pe Maica Domnului, în două așa a zburat de ei, așa, e foarte activ. I-a zis, băi băieți, și da, părinte, ne trebuie 2-3 preoți misionari, măcar și 6 luni să stai acolo, sunt păi mănăstirile, regula mănăstirească, cam toate mănăstirile, am grăit cu el. Dacă acum înșe ce a crede, eu o făcut nunta la Carol Palace în București cu Jujel, Băsei. Și o trăit 21 de ani. Și el ne-a spus că nu amintea aici, că ies-o mătrâzit, nu că am trăit în curățen, dar el în părinte. O spus-o păză să nu facă copii. Da, deci știi de ce a lansat-o, cu 17 ani mai tânăr decât dânta și a prins-o cu un capitan de securitate. Și atunci am spus-o, nu mai văd. Și s-a dus-o căsătoricul ăla, și așa. Ce vreau să vă spun? Băgați de seamă, a să iasă Hristos mincinoși și prorocii mincinoși, ca niciodată că s-a făcut Sfântul. Băgați de seamă, nu crede nimeni. Noi am învățat de la Apostolul Pavel așa, prin credință umblăm, nu prin vedere. Și Mântuitorul a fericit pe cei ce n-au văzut și a crezut. Eu n-am nevoie să văd ca să cred. Că și este credința, auzi ce spune. Credința este dovedirea lucrurilor celor nevăzut și adeverirea celor nădăjduit. Deci așa la care umblă pe credință și nu prin vedere, așa de adevărat fiul al bisericii și referit. N-am nevoie să cred. Hristos, de ce îți ferice? De ce și n-am văzut? Eu mă duc la cer. Și am să credeți și apostolul, să credeți că am fost pe pământ.
șansul pe liniș, afară pe liniș, în via, că n-am să stau cu voi, mă detinez în Petru Gros. Deci, să ne iertă voi de biserică. Biserica e trupul lui Hristos. Cine se rupe de la biserică? Gata să taie și în foc sara. Mântuitor a fost, eu sunt bun și mă zic, adică trunchiul copacul, voi sunteți ramuri. Toată vița care rămâne într-un mine, ramă. Va aduce roadă mult. Care nu rămâne să taie și în foc sara. Când ai auză că e baptist, că e pentecostal, că e jehovist, că e pocăit, că e nazareneac, că e evanghelist, că e luteran, că e calvinist, cum te dă și voi și fușca de dreapă. Băgați de seamă să umple lumea de broșuri sectare. Vom ne la nușă, dar la afundare, la omul, eu adus oamenii aici. Sola sede a lui Luther, mântuirea numai prin credință. Sola grasa, mântuirea numai prin har. Și scrie pe carte credința cea adevărată. Picat. Și tot de greșelile și minciunile sunt prânsă. Când le vedeți astea, puneți, dacă vedeți pe ele statuile a Sfântului Sinod, sau aprobarea unei episcopii, sau a unei editate de o mănăstire, și cu semnul Sfântului Cruci, credeți, dacă nu puneți-le pe foc, că tot o travă în ele, care dacă nu știți, vă duce în fundul iadului. Că așa satana vrea să ascundă adevărul cu minciuna. Și cu minciuna vrea să strice credința cea dreaptă în Iisus Hristos. Băgați de seamă, aveți preul, duceți-vă la preul, la biserică. Păi de ce carte am? E aprobată de Sfântul Sinod, pentru că proroci mincinoși, Mântuitorul a spus, în vremea de apoi vor ieși proroci mincinoși și Hristos mincinoși. Este unul asene, Tuma la Galata. Un diacon, cu cel n-am, cu Geront, acum ceamă, Gerasim. Auzi, domnule, dacă o femeie, Părinte Hristos, am văzut semnele cu el. Auzi, pe unii au dus satan. Și așa l-a spărcat, așa la Moldova și la Cetățuie și în toate părțile. O furat sfintele de pe Sfânta Masă. O scos turnul la Sfântul Cibor. Îmi spune tare că le-au furat și împărtășa oamenii și a nenui preot, e diaconul. Și îi zic că e Hristos. Și Arsenie-i tată și cele fiu și mai este un bătrân din Marea Biță. Că e Duhul Sfânt. Asta auză, dragi, vă ieși trăimea satane de fața pe mine. Fugiți că vă duceți în fundul iadului dacă vă luați după aici. O maică, o maică. Și maica Domnului, da. O drăcoică, ați văzut ce predică am scris eu acum? Cine scrie mie? Cel mai mare teolog din România, Părinte Stăniloae Comună. Ce rău să-mi scrii trei predici, una despre deasa și rara în pătăcă, una despre videnile drășești și minunile satane, și una despre metesehoză, mutarea sufletului, reîncarnare. O adus statuia lui Buddha la Vladimir și o băgat în biserică, cel mai mare spurcașă drag de lume, la care se încene cenie. Și o scos-o oameni și o luat-o în cirie la dânsa și a arde candela. Spus că e mai vechi ca Hristos, că e cu 500 de ani n-a de Hristos. Și budiștii cred așa, când moare omul, sufletul se mută într-un porc, când moare porc într-o vacă, când moare vacă într-o broască, când e broască într-o șoară, și trecând pe multe trupuri, se curățește și intră nirvana. Nirvana e raiul budiștilor. Și împotriva acestei bestemății, am predică scrisă, trimasă, împotriva reîncărnării, și am arătat cât de mare rătășire e asta. Că budismul, înțelege, a fost cea mai mare înșelăciune, înainte de venirea Domnului, cu 570 de ani, Buddha a avut 30 de femei și la nunta lui a ținut nu știu cât, 40 de zile. S-a lăsit nu știu cât lui Buddha, nu, i s-a lăsit nu știu câte mii de copii. Cel mai mare rătășit și nebunit.
Iată că vedeți cu ochii că prorocii cei mincinoși încep să iasă în toate părțile. Pentru că aici semnele sfârșitului. Nu știm, dar voi care sunteți creștini ortodoxi și aveți Evanghelia lui Iisus Hristos, nu vă luați după nebun și după dragi, uite, ca să nu vă stăți deschis. O femeie cu pietrașir la turnul să vene, o babă, o schemă primit de la Hristos putere să boteze, să cunune, să ții predici, dar să dea sarare multe. Da, unii de acolo să ține. Și vă da, să duce numai pentru că ce are dar la Dumnezeu și cu tare și cu tare. A să iasă în felul de chipă. Și de zimei și bărbat și doctor și inginer de tătără. Că dracu să faci în tot clipul, în toate puteri. Să ne să vedem biserică. Biserica e trupul lui Hristos. Eu am fost chemat în 56 misionar la Arad, unde am stat aproape 6 luni. M-a cerut vădica Andrei Mageru, Dumnezeu să vieți, un episcop sfânt, care 30 ceva de ani cât a fost episcop om în Casoane, și de joi seara nu primea în audență nici postul până se mută la anează, postez vinerea, destăvârșit. Și a fost dus în atâtea părți unde era sectar de-am predicat, el mă lua cu mașină, hai, cu care l-am predicat, când am vorbit la Micalaca veche, la Șire, la Sfânta Ana, în Petre, Cedea, la Ravna, Lipuza. A, păi am văzut acolo lucrarea lui Antichrist. Să duceau ca orbe după predicatorii sectari, când am aflat pe dușe, le dădea și bani. Vine de la protestantism, vine bani secreți, dată de bani. Când auză că eu femeie văduvă, îți dau atâta, dată ești la baptist. Când auză că unul are nevoie de o casă, să fac casă, dar trebuie la Evanghelie, ei lucrează și cu bani, să băgați din seamă. Toate sectele de raționalețe s-au născut din Biserica Protestantă, care n-are Sfânta Tradiție, care a făcut reforma lui Luther și a lui Calvin și a lui Zwingli și a lui Hus. Păi nu știți de asta, ca să eu am scris cări de lucru, pentru dreapta credință, dacă mai aveți de cerea, păstrați-le. Am văzut că acum am terminat o carte, Călăuzul spre cunoașterea și apărarea credinței ortodoxe. Are 800 de pagini. Păi, acum degeam bătut la mașină și am legat-o. Și are și istoria sectelor. Și mă gândesc dacă a ajutat Dumnezeu pe toamnă încolo, să intervin și o tipăresc. Ne-a spus unul din București, am un părinte, eu tot pot face până în Sfântul Dumitru, la Xerul, sunt 100 de exemplare, legată, frumos, toată. Și i-am spus că până ne-au adus altă lucrare. Tot el ne-a bătut la masă, nu știu ce, unul trăia în Covalciu. Da, acum ar să iasă cărți. Eu de getul Ionicele numai pe drum, numai pe drum. Să se părez la București 200.000 de Biblii. 240.000 urmare a lui Hristos, de păcate mitropolia de ea. Mântuirea păcătoșilor, se părește, 40.000 de exemplare, se părește război nevăzut, se părește vămile văzduhului, acele de gamealul pe vălui, și ar să se părească cele de Nicodim Mândiță, cele care sunt fotografii explicate pe lat, o dat sub mănăstirea noastră 150.000 ajutor. S-ar să te părească, s-o te părească cărți de rugăciuni foarte mult, sute de mii, dar e multă lume. Uite, numai la Mănăstirea Neam s-au făcut 400 de mii de cărți de rugăciuni pentru școală, pentru copii. Le-am văzut acele mii. O dat la atâtea școli și încă te părească. Să te părească Noul Testament, vă 500 de mii la București. Ar să te părească. Dacă mai lasă așa cu mine la Dumnezeu, ca să aveți, ai vorba să părească viețele Sfinților, numai două luni de an, în 100.000 de exemplare, în 6 ani, 6-2, a să iasă toate viețele Sfinților, cu ediția ca să te părească în 1904-1906. Să te părești, dar încetul cu încetul, dar luați seama că te părești în sectare milioane de cărți, contra dreptii credinței, care o vedeți că nu e, pune-o pe foc, fără nicio lucru. Că lucrurile satane, care
Azi văd ce spune la Apocalips, dar n-a să te tâlcuim. Fiara care ieșă din mare era anticrist. Dar am văzut altă fiară, care ieșă de pe uscat. Era asemenea balaură și avea coarne ca de miel. Și era în ajutorul fiarei din tăi. A lui anticrist. Arată fiara care ieșă de pe uscat, asemenea balaură și sunt toate sectele, toate erezimele. În ajutorul că... Adrid va tăgădui cu totul pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Azi vă vorbesc aici ceva. 20 de reguli de bună cuvință canonice pentru creștinii care merg în Sfânta Duminică la biserică și în sărbători. Merg la biserică în Duminică și sărbători. Să țineți minte măcar câteva din ele. Eu vi le spun în ordinea care e scrisă în carte. Un creștin care merge duminica sau un sărbători mai la biserică, el trebuie să ții în minte 20 de rânduieri canonici. Care s-a cerat? Vă spun să țineți minte că din câte urechi s-a aici, poate măcar unul a ține minte. Și eu mă bucur dacă a ține unul. Sunt Ioan Gură de Aur vorbea în Biserica Sfinței Apostoli din Constantinopol în ziua de Duminica Mare. Și erau mii și mii de oameni, nu căpteam catedrală, se tăpea afară. El era în amvun. Întâi eu lăudat pe oameni. Foarte mă bucur că ați venit îmbrăcați pe mama voastră, adică pe biserică. Și n-aveți blestemul lui Ioan, că l-a văzut gol pe tatăl. Cu trupul de voastră, atât de ca biserică, era mii de oameni. Și eu mă bucur că din atâta lume, dacă predic, dacă vor crede 100, plată însuțită vă lua. Dacă vor crede 30 sau 60, nu-i putea. Și dacă din atâta lume numai unul s-ar întoarce folosit de la biserică, nici așa nu este puțin câștig mare comară. Că unul e mai scump decât toată lumea. Și va da un timp pentru suflet. Și dacă nici unul nu s-ar îndrepta, din atâta cât vă înainte mea, eu nu voi înceta să vorbesc. Că și izvoarele curg și fântânele izvorăsc. Chiar dacă ar bea cineva apă din ele sau ele s-ar datorie. Așa și eu zic. Nu voi înceta să-mi văd să spun. Chiar de nimeni nu s-ar folos. Da. Mai totdeauna Dumnezeu și Îngerii Păzători de la predică se rezerve multe înduieri canonice care trebuie să creșteie orice creștin care merge la Sfânta Biserică în Duminică Sărbători. Iată-mă, prima rânduială canonică s-o știți asta, când te duci la biserică să fii împăcat cu tăți. Iată-mă, mamă, iată-mă, tată. Iată-mă, frate, iată-mă, soră, iată-mă, noră, iată-mă, genere, iată-mă, cu mătă, neviești, cu cine știi, cumva, dacă ai avut o supărare, să fii iertat. Și deja mai duci la biserică dacă nu ești iertat cu tot. Mântuitorul nu spune de își va aduce cineva darul său la altar și acolo își va aduce aminte că are cineva asupra lui o supărare. Sau să lase darul, să ducă întâi să împace cu darul. Și apoi să aducă darul la altă. Vezi? Dacă de seama, nu e pe mine niciun dar a nostru dacă avem oră pe cineva. Dacă nu ne-am împăcat cu toți, mă. Asta e prima rânduială canonică, merg la biserică, să fii împăcat cu tot. A doua rânduială, mă, când te duci la biserică, să iei un mic dar de la mata din casă. Dacă ești sărac, nu poți duci lumânări multe, vin unde vin, făină de prescur sau câte se cer, covoare. Du măcar câteva lumânărele, două sau trei, în numele Sfintei Treimi. Să le pui într-un seșnic. Știi mata și să faci pe nașarea lumânărele? Aia și o spune Domnul Moise, învață poporul să vie cu darul la biserică. Că prin acele daruri blagosloveți tata averea lor. Ai pus o lumânărică. Și Dumnezeu
știi că El ne-a căzut. Pentru lumânare, ca și ei, blagoslovește tot averea ta. Și din nou osteneala ta. Ai făcut tu, sărac, cum ai dus și ai adus. Asta e a doua rânduială, să iei un mic cât de mic dar. Iar dacă ești așa de sărac și n-ai drept nimic, du-te cu inima smerită. Doamne, asta mă rog, Dumnezeu, a fost să mă ies. A treilea rânduială canonică, ne la biserică, este asta, mamă. Când te duci la biserică, dacă te duci numai în sărbători și în duminică, te duci mai dimineață. Și la nevoastră, nu-i ca la noi la mănăstire dumnezeiască, liturghie în fiecare zi. Și noaptea, utrenia la Dumnezeu, 3-4 ore, saltirea merge aici, permanent e rugăciune. Permanent. La voi vă duceți și preotul pune utrenia numai în duminică sărbători. O parte din ea, slavosovia și evanghelia. Și dacă te duci mai dimineața, apucați o parte din slujba utreniei, mă. Că n-aveți ocazia altădată decât numai când e la biserică. Asta e a treia. A patra, mamă, când te duci la biserică, să stăți așa. Totdeauna bărbat în biserică să stăți pe partea dreaptă. Și femeile pe partea stângă. În această ordine, bărbatul cei prea bătrâni care au 100 de ani, 80, 90, trebuie să stăi în frunte. Așa de 70, 60 după ei. Așa și femeile, cei de prea bătrâni în frunte au. Tot în ordine după vârstă, până la copilaș. Asta e regula a patra. Regula a cincea. Între bărbați și femei în biserică să rămâi o cărare, mamă. Și unii se ducă, oamenii se închine, se ducă darul la Sfântul Altar. Fiecare țăracul liniștit se ducă. Nu, să treacă atâta lume, să o iei la o pană. Și e o cărare. Așa, așa. Rânduială. Mamă, să nu vorbiți în biserică. E mare păcat. Dacă ai mare nevoie să vorbești în biserică, să vorbești în șoaptă, mamă. Numai așa, prin semne. Ca să nu strigi liniște la ceilalți. Șapte rânduială. Să nu ieși din biserică mai înainte de terminarea slujbei. E mare păcat. Dacă poate ești bolnav, ai o necesitate, te duci, mă, dar vii înapoi sau... Dar dacă nu să-ți pară că ești urba lungă, să lești și mă duc. Știi că dacă pleci un an de determinare a slujbei din biserică, ești ca Iuda, care a lăsat Mântuitorul cu apostolul de la masă. Și a totul banani de l-a vândut. Și Hristos. Mers prea masă. A opta rânduială masă. Puneți minte. De când se dă binecuvântare, de când se dă binecuvântarea de liturghie. Ai văzut că preotul dă Sfintele Ușa la o parte, vine șerezare la copos, ia Evanghelia. Se face cruce cu Evanghelia pe Sfânta Mată, deasupra Sfântului Ademit. Ai văzut că zice, binecuvântată este împărăția, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și-n pururea, și-n veșii zeșelor, atunci s-o dau binecuvântare de liturghie. De atunci nimeni n-are voie să mai ducă să dea de liturghie sau să mai închine la Sfintele Icoane. Voi nu știți, mamă. Preotul e foarte ocupat în altar de amu, că are fiecare moment liturgic are rugăciune de Dumnezeu. Și trebuie să fie atent acolo, nu se ducă la ușă să primească pomeni. Asta e regula a 8-a, mă. Regula a 9-a. Când vă încenați în biserică, niciodată să nu se rătați simte pe față. E mare păcă. Noi niște păcători, niște putregani. Să rătăm icoana Maicii Domnului sau Mântuitorul sau Sfântul pe față. Totdeauna, dacă sunt pictat în picioare, îi sărut picioare. Dacă e pe jumătate, pe icoană, la rama de jos. Așa sărut asta. Asta e regula a 9. Regula a 10, mă. Când ai auzit că cântă strana așa, unul sunt, unul Domn, e Iisus Hristos, într-o slava lui Dumnezeu, Tatăl la mine.
Atunci s-a terminat liturghia. Atunci, femeile care au să împărtășească și bărbatul care au să împărtășească, care-s băieți, care-s mai mari, care-s copilași, trebuie să meargă femeile la femeile cele mai bătrâne din frunte. Iartă-mă, cumpătă, iartă-mă, bunică, să le sărute mâna, măcar la cine așa să t-auză. La te și bărbată, zică să o ai în mână, dacă ai să te împărtășești. Și mergi cu lumânărica aceea, până la icona asta, aprinsă. Și acolo o dai în mâna paracluserului sau o postă și o pui jos la, acolo, lângă icona. Când te duci în fața preotul să te împărtășești, n-ai voie să iei cu lumina în mână. Nici să faci cruce în fața Sfântului Potir. Nu-i vezi, mamă, că e mare păcat. Eu am pățit personal, când eram stare la mănăstirea asta. Era un Sfântul Potir, deja la titorez, iau 100 de gram, poate 4 kg. Era sâmbătă din postul mare întâi. Și cum era prea sfântită, nu gustasă nimic, că l-a lăsat-o secu. Și am mult sujăm ca să mă împărtășesc. Și omul de un înghet băiat voinicul să împărtășească. Când au făcut cruce în fața Sfântului Potir, mi-au atins gardena Sfântului Potir. Numai mie la Dumnezeu m-a trivenit, că avea să-mi zvârlu Potirul cu tăcu Sfinte. Apoi mănăstire mare, biserică mare. Dar s-au vărsat cele trei șete. Din cele nouă au căzut jos, eclesiar cu mare ghetul imenilor luat. Corecută de Dumnezeu cu sânge pe ei pe trafie. Eu mi-am ținut firea, el săracul tot perește, el a fost cu greșit. Și era biserica plină de lumânări, lumea era, era la începutul postul mare să împătășa. Stați mamă pe loc. O luat covorașul și ala unii s-o că, căzut cele 37, ăsta-i pătișele mari. Și l-a luat ca așa la mars, la mângropatul Sfânt Amas. Când am azi în mormântul Domnului, după cum spune ca, cele trei părțele le-am până apoi Sfântul Părțel. Și omul și-a lăsat alea cu toate, nu, mamă, vine și te împărți, l-am împărțășit. De la Sasca Mare, era un băieță. Și încă a făcut cruce în fața Sfântului, nu se face cruce în fața Sfântul Părțel. Așa merge la împărțășire, în fața Sfântului, uite așa, mâmele așa și capul. Așa merge. Și zici în taină, dacă știi, cred, Doamne, și mă dorisesc, dacă nu ascultă, că zice preu. Asta e regula a 11-a mamă. A regula a 12-a, după ce te-ai împărtășit cu Sfintele și Preacuratele taine, mergi la ușa de mea de noapte, diaconească. Acolo să se dă mamă Sfânta Ana, fără să-mi părut mic de vin. Așa stăit asta. După ce ai trecut de acolo, regula a 13, toți care v-ați împărtășit cu Sfintele taine. După ce au trecut toți la împărtășire, unul din voi care știe carte bine, merită în prezvost să vă citească rugăciunea de mulțumire, mamă. Că e mare, foarte mare păcat să te duci acasă până nu trăiește rugăciunea de mulțumire. Că ai primit trupul, sângele Domnului, fii mei, tu, succes. Unul citește și acela îți ascultă. S-au dat la un dascăl acolo și ceva, câțiva frate, vă citește. Asta-i mulțumirea după Sfânta Împărtășire, regula a 13. Regula a 14, mamă, să știi, când mergi cineva dintr-o casă la biserică. El se cheamă apostolul familiei. Fie că e o fată, că e un băieț, că e un băieț mai mic, fie că e mama, fie că e tata, așa te merge la. El reprezintă toată familia aceea înaintea Dumnezeu în biserică. Un copil care merge din casa dumneavoastră, care l-a trimis. El, după ce s-a împărtășit, s-a mulțumit, când dă preotul Sfânt Anafru, vine cu o hârtie curată albă sau cu basma curată, care n-a fost folosită, Doamne ferește, de ce n-a fost. Și zice preotul, părinte, vă rog, să-mi dați Sfânta Anafru pentru toți cei de acasă. Cei de acasă în duminică sărbători n-au voie să guste nimic, până vine și de la biserică.
să le aducă Sfânta Anafră. Sfânta Anafră pe grecește se cheamă Antidoron, adică contracep. Iată-ne chipul preacuratelor taine pentru cei care nu-ți vreni să împărtășească. Asta e regula a 14-a, regula a 15-a, așa ți-a luat Sfânta Anafră pentru toți cei de acasă, care e din familie la biserică, de la ușa bisericii, până la clampa ușii lui să nu se oprească. Nu cumva să-l ducă dracul de acolo la Crâsul, sau la Buzet, sau și nici. Că atunci o pierdu totul și o duce în fundul ea. Să vă spun ce a păsat de curând acum, două fine, văduri. Una avea 89 de ani, una avea 80. Văduri de 34 de ani, au fost o împărtășire. Cealaltă pătă mai târnă, când au plecat, cum mă târnă? Cum mă târnă mai târnă? Hai o reacă la bufet, să vă omora ceva și ne încălză stomac. Ei unde au dus dracu pe bambă? Și ei am zis că nu, hai cum mă, de ei era cu și împătășurile, împătășurile și era ce era ce, și tot una, nu? Să duc babele la bufet, de la biserică, le-o duc dracu acolo, unde gura iară. Și așa e o cumpăra raciu și o da, la, nu-i dat o raciu, cum mă, să... Ne-i bine, încălzi, eu luăm două, trei, ne încălzi în mine. După aceea, la altul pleacă. Când o ajung în marina satului, una te deducă pe o stradă și una altă parte, că nu era de nu. Aia care era mai bătrână, avea de trecut un părău cu o punte și cu mână curentă. Și a ajuns orativul, ea avea aproape 90 de ani. Pe punte o povașă era lunecuște. E slabă sărată. O lunecare pe punctul și-o făduc cu capul jos în părău. Părău era apa ca la genunchi, blod, acolo a murit. N-a mai ajuns acasă. Împărtășită și dracu, zică, sfârșit, omul culunează viața lui. În loc să moară împărtășită cu Hristos, a murit în necată de beșii în părău și ala. Păi omii, ce m-am dus în iosul? Toi se răspund în zoarul de căsă. Tu i-ai spus ce era ceva pe Sfânta Împărtășanie. Ia ca așa, de când ai ieșit de la biserică, mamă, acasă direct. Alta e regula a 16. Când nu a ajuns acasă așa ce-a fost la biserică, trebuie să treacă în fața Sfântului Icone să zică Tatăl nostru. Șapte de ei Sfânta Anafră la așa din casă, la tot. Este la așa. Sfânta Anafră, ei se împărtășesc tot de simțenia preacuratelor taine, când eu Sfânta Anafră, când ai stat, care le-o adus. Și urmă se dă masă. La masă, așa ce-o fost la biserică, nu mănâncă. Mănâncă tata, mama, frate, surorile. El ține predică. Ce-o auze la biserică? Ce-o tăie din apostol, din evanghelie, de la predica preot, de la cântări. Uite așa a fost. Ca să îi împărtășească pe cei de acasă de cuvântul lui Dumnezeu care s-a împărtășit el în biserică. Împărtășirea prin ureche, a patra împărtășire, voi nu știți. Cine ascultă cu el de cuvântul Dumnezeu, el se împărtășește în toată clipa. Asta face, după ce ăsta la masă duce mulțumirea, mănâncă așa, care o fă la biserică. Regula a 17-a, regula a 18-a. După ce-a mâncat, așa ce-a fost la biserică, zice mulțumirea, se odinește. Un ceas, două, trei, cât vrea. Când adevăr a fost obosător ăsta la Sfânta. Regula a 19-a, mam, în toate Sfintele Duminici Sărbători trebuie citit în casă cărțile Sfinte. Dacă ai ceas nou, saltire, mântuirea păcătoșului, viețile Sfinte, vărmile, orice carte Sfânta aia să citești în sărbători, citești din ele. Din părți așa de cuvântul lui Dumnezeu. Regula a 9, regula a 20 care
Asta auzi ce spune Mântuitorul în Evanghelie, bolnav am fost și nu m-ați cercetat. Dacă stai în sat, iese un bătrân bolnav, sau o gheată femeie bolnavă, sau tânăr săracă, nevar, sau un tânăr, sau un băiet, sau careva bolnav de mulți ani, numai decât în sărbătoșul duminică, duceți-vă la el. Și întâi să-l mângâiați cu cuvintele Duhului Sfânt. Sor, mătușă, frate, cu mătușă, cum vorbiți voi. Nu te supăra că ești bolnav, că te iubește Dumnezeu. Dumnezeu pe care îl iubește, șată. Șată pe tot fiul care îl primește. Dumnezeu zice, dacă n-ați cercetați, cercetați, nu vă puteți mântui. Pe care îl iubește Dumnezeu, șată ca să-l apropie de el. Adu-ți aminte de Iov, cum o rabdat 7 ani jumătate, nu l-a mâncat vermin cu noi, cu atâta alzire. Adu-ți aminte de Lazar, care stătea la poarta bogată. Și venea câine și nege ranele lui. Adu-ți aminte de Cutare, ca să-l îmbărbătezi, să aibă rabdare în boală, că eu să facem ucenic. Și-al tău îi spui așa, frate, am venit să te văd, să te mândesc, să-i duci un mic dar, mă. Du-te să-l îmbărbătează cu cuvântul, cum știi din Scriptură. Măi, frate, du-i măcar un măr, măi. Du-i o bucățică de zahăr. Du-i un darnic, o bucăță de pâine, o bomboană, să-i duci. Că nu e o duși lui, este el, lui Hristos. Tot ce dai în mâna celui bolnav, mâna lui Hristos dai. Pentru că ți-a făcut unea de cei mai mei, mie mi-a făcut. Du-i și-o-l da. Uite, te-am adus ceva puțin. Că îi dai lui Hristos acelea. Da, ca să le dai din cum îmi vezi și vezi. Asta e regula a 20-a de bună cuvință canonic. Pentru toți creștinii care merg în Sfintele Duminii și sărbători la biserică. Știu eu că nu țineți minte, dar poate două, trei țineți minte. Adică să fiți împăcați cu totul când mergi la biserică. Să duci tot mic, dar... Și, măcar aici să le țineți minte, în biserică cât îți puteți să păstrați liniștea să nu vorbiți. Să țineți minte și v-am dus, din acum s-o dat Sfânta Liturghie, s-o dat binecuvântare, nu mai este voie de atenția. Cei fiecare la locul lui să asculte dumnezeiască liturghie și toate rândurile celorlalte. Vi le-am spus și acestea, ca măcar unul din toți să se reține. Acum sunt altele de vorbit, de altul meu. Trebuie să știți un lucru, frate-mi. Prea Sfântul, prea Bunul, prea tot puternicul, prea tot înduratul, prea tot mirostivul, prea tot înțeleptul, prea tot Sfântul Dumnezeu, mare milă are de oameni. Știți voi cât îl supără oameni și el tot cu milă se poate. Câți voi care nu știu, să ducă în gura lucrurilor și nu știu. N-ați audă Dumnezeu și spune în saltire, de mila Domnului este plin pământul. Și iarăși, și îndurările lui peste toate lucrurile. Dacă n-ar fi așa, n-ar mai ține dumneavoastră de atâtea mile. Foarte supărăm cu neștiința noastră și cu obiceiurile. El are milă mare de toți și pe toți îi dorește să-i aibă în cer. Așa cum el arată mila lui către toate zădirile sale și noi să avem milă de toți. De cei săraci, de cei bolnavi, de cei străini, de cei care nu știu de unde vin și unde se duc, nu sunt învățați, de copii mai cu seamă, cu seamă mare grijă. Una din cele mai imperioase datorii care au și căsătoriți este asta, să crească copiii lor în frica și încercarea Domnului. Știți ce s-a întâmplat în Biblie cu preotul Ilie?
Omne și sine. Era acesta, nu numai arhiereu. Era judecător al poporului Israel 40 de ani. Ei până sau n-a avut împărat, a condus de judecător. Era așa arhiereu bătân, avea 100 fără 2 ani. Și era și judecător al poporului, așa era la dâns. Judecătorul să fie un arhiereu. Până a cerut la Dumnezeu de ei împărat pe Saul, primul împărat. Turul pe David, ceva. Ce? Acest arhiereu avea 2 copii. Preu! Ofni și Fini. Tatăl fiind foarte bătrân acum, era un om de mulier, era un om prea bun. Și s-au apucat din rege mare. Facă mare răutăță înaintea Domnului. Și ce zici? Ce-n pas? Tata-i președinte, tata-i arhiereu, e judecătorul poporului, n-are ce să-mi fac. Ce făceau? În legea vieții, nevoată care a fost la Ierusalim, a văzut de aici, la Moseia, la Oma, până la el axa, din jumătate de kilometru, a sunat biserica lui Solomon, care a făcut-o în 400 de ani. Și erau mai mult de 10.000 de slujitori, cântărești, preoți și leviți, diaconi și arhiereu, care sunau la biserica lui Solomon. Și era poruncă de la Dumnezeu, ca cei ce sunau biserica, de la biserică să hrănească, din jertfele aduse la biserică. Și era altarul jertfelor. Ce era aici? Aici era cazane de argini, pe cherostei, știi, ce era cherostei? A văzut care păi... Da, a văzut. Și în altarul ăștia, și se dădea jertfă pentru hrana slujitorilor bisericii. Mii de un an, iez curat, viței curat, păsări, tot ce era mai curat pentru că aici stătea la masa arhiereii, preoțele zise, diaconi. Ce făcea fișorele Iedii preot, Ofni și Finis? Tatu bătân, masa murise de mult. A, tata, nu nu mai audem. Vai de ei, luau furculite cu 3 coane, duceam cazanele unde înferbeau jertfele pentru mii de cântăreți și slujitori, alegeau păsări cele mai grase de prin cazane, duceai cu prietenii lor și le mâncă. Leviți, adică diaconii leviți, s-a dus la el, părinte judecător. Uite ce fac feșorii tăi. Mințesc lumea. Uite, aleg păsări cele mai grase. Că nu era voie să mănânce nimic, până nu era sfințire. Și înainte de sfințire, ei aleg și mai grase, să ducă, au prietenii lor, mănâncă și pe. El era om bun, dar nu-i bine să fii bun, unii nu trebuie. Când ai întâlnit băieții, băieții spune așa, băi, băie, dragul, tată, ce auzi eu de voi, n-auzi bine, atât, în loc ca judecător, ei, preoția de pe dente, să-i bagi la închisoare, chiar asta în teală mare, nu contează că-i feciorul tău, când face rău înaintea Domnului, nu crută valga. Auzi ce spune Solomon, și la ce crută valga, urăște pe fiul său. Barga să nu iau, a dau înțelepciune copiilor. Iar copilul lăsat de capul lui va aduce mare scârbă, mare rușine și mare pagul părinților tăi. Carul ne învăța să facă năstane și copilul lăsat de capul lui mare scârbă va face mame sale și tatălui. Ești Sfânta Scriptură. El n-a, era bătrân, arhiereu de 98 de ani. Atât ale, măi băie, dragul tate, ce aud eu de voi, n-auzi. Atât. Nu luam măsuri pe ce era judecător al poporului, din tot tipul. Cei care trebuie să te bage la închisoare. Ce s-a întâmplat? Băiete, văzând că tatăl nu e măsuri, tot mai rău ce-a făcut. S-am prietenit cu și te aducem bani la biserică, la caseria biserică. Și cu muieri desfănate,
lua bani din biserică și duce la toate petreceri, la toate drăsire, la toate restaurantele, și viață mâncată cu spurcăciune de tine și cu prietenii lor. Când a văzut asta, s-a dus oameni la el preotul, părinte, băiatul mă tare fură bani de la biserică, uite, fac păcate, cu cele ce-a dus jertfă la sion, uite așa, el tot. Când ne întâlnim, măi băiat, ia ca ce spune poporul, nu mai faci așa, că nu-i bine, atât! Oare asta era certare, cum zice Sfântul Efrem, ce nu s-a desficat inima lui în două? Când auză mențele care faci copiii lui, nu-i vedeți. Ce s-a întâmplat? Dumnezeu văzând pe arteriu cu-i bătrân tare, să faci atâta îngăduință, să-ți mențește poporul, a vrut să-i vorbească lui Samuel, prin asta lui Eli, preotul, prin Samuel, pruncul. Cine era Samuel? A văzut în Biblie. Ei avea voie să ții două trezinie, așa era după lege. Până la Avram în coagă și până la Moise, acolo, aia la dânsă. Era un bărbat, avea două femei. Avea pe una Ana și cealaltă o chema Elcana. Și Senana, el era Elcana. Aceea, Elcana avea copii, ea s-a luat o fost serpă, n-avea copii. Și în legea vechi așa era s-o copii. Dacă n-ai copii, ești umblă asta, mă. Nu te prime nici în biserică, nu te prime jertfă la biserică, nimic. Ana, când a văzut că nu primește în biserică, că nu are copii, era foarte credință. Se ducea el la biserică sub zidul Sionului. Zice, Doamne, Adonai Eloi Sabaoth, adică Doamne Dumnezeu meu, nu mă lăsa de râsul Dumnezeu. Dă-mi un copil că dacă nu-l dai, îl dau biserică. Că la templul lui Solomon era trei rânduri de clădiri, suprapus, una ta, cu trei etaje. Împrejurul bisericii, cum arată Iosif Flavii, mari istorici, în camere de jos, stătea văduve de biserică. Cele mai multe văduve care nu vrea să mai mărite, veneau la biserică și lucrau povoare, măturau, făceau pentru biserică. Și biserica le întreținea până la moarte, cu tot ce le trebuie. Cum a fost Ana, fiicul în familie, neamul iasă. Da, a doilea caz era Nazorei, copiii călugările de zeci. Îi dădea părinte la biserică de când era de 3 ani. Să știi în feciorie și curăției până la 3 de ani. La 3 de ani întrebă, vrei să te întorci sau rămâi călugă? Așa e la 3 de ani. Și asta, gheata Ana, s-a rugat și a dat Dumnezeu pe copilul ăsta. Și Samuel. Samuel înseamnă ascultare de Dumnezeu, adică o ascultat Dumnezeu. Și el a dat biserică, în a 3 de ani, era ceata fecioară. L-a dat biserică când era de 3 ani, dacă o plinuri, da. Dacă era câștigat în rugăciune și post de geata mamă. Avea mari daruri, cu minte. O învăța la biserică când era de 8 ani, știa să facă scură, să sternicele, să mături, să te aducă pânele înainte, la altar. Toată slujba în biserică. Și el e preotul lua, că îi duce mantia lui în biserică, îi duce slujba, mă rog, copilul îndemânos. Copilul meu era paracluseri. Ce se întâmplă în paracluseri? Ăsta care a primit ca anul care grijește în biserică. Era numai de ăsta în copilatul. El e preotul când ieșea de la slujbă, în prezvorul bisericii avea un scaun mare cu zil. El bătrân, cu jăța în tarcere, știute, dar el era cu spravedere, el era cu judecătorul copilului. El când ieșea la biserică, ieșea pe scaunul și era să-i vei trăsura de acasă, că nu era pe atunci mașinile, tractoare, autobuze, calate. Primul motor în Europa, deci era 1840, în Anglia. O mașină de apă, prima care a mers cu motor, între două orașe, Liverpool și Manchester. Atunci e primul motor din lume. Până atunci nu știu ce știi mașină și aici care a reușit, dar mâna aia e sfârșitul lumii. Ce?
Ieri preotul termina soda, stă pe scaunul așa. Văd 98, 100 fără 2. Și stătea să-i aducă feciorii, să deie cu trăsură, ca să-l ducă acasă. Băiețelul Samuel, dacă vedeți preotul bătând, s-o duce la un biserică, stătea într-o stramă. Și l-a bătut, a fugit, a alergat, a dormit în stramă. S-a voie Dumnezeu să-l deștepte pe el de preotul, măcar aproape de moarte, și nu s-a deșteptat. Cum stătea copilașul în biserică, a vorbit Dumnezeu cu el și l-a strigat. Samuel! Copilul fugută. Era de bază din biserică, biserică mare, la fel. Mai striga părinte. Nu te-a strigat copilul, du-te înapoi. Părinte mai striga. El a auzit copilul. Ele preotul, sus, bătrâșul, și pace în pezboa. Duce a doua oară și-l strige Dumnezeu pe copil la doua oară. Samuel! Samuel! Fuga! Părinte mai striga. Măi copil, nu. De două ori mai striga părinte. Atunci au gândit ele preotul, măi, nu fii voi descoperire. De la Dumnezeu, prin copilul ăsta ne vinovă. Seamă prin urim. Copilul da și m-a strigat. Atunci ele preote, du-te înapoi, stai în strana cursivă. Fii atent dacă te mai striga treia oară, să spui așa, cum să te părinte. Poroșește, Doamne, că ascultă robul tău. Și chiar să-ți spui. O du săracul. Ieri preotul rămas în scaun. Copilașul du-te în biserica de stază, du-te de mente, era biserică mare. Du-te în biserică, dar copilașul nu mai dormea, mai era copil. Numai și-a strigă, ne rup de trei ori. Samuel! 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 Acum l-am luat abăt. Poruncește, Doamne, că ascultă robul tău. Și Samuel, spune lui Ieri preot. I-am vorbit prin gura de zicelor, deacon sau preotul, fără de lege care fac feciorii lui, că mănâncă cele jertfite, înainte de simțire, să aleg și mai bine. I-am vorbit prin gura poporului că fură banii biserice și se duce foarte trece cu toate curgurile prin restaurant discutat. Și n-a luat măsuri să-i pedepsească. Spune lui Ieri preotul, peste câteva zile am să-i vorbesc eu, de a să-i trăsnească, am în două urechi. Auză Ieri preotul din prizbor, că vorbește Dumnezeu cu copilul, dar nu înțelege el, avea 100 fără de, era de pe el sur, dar auză cum vorbește. Vine copilul, părinte, părinte, ce? O vorbit Dumnezeu. Și-o spus mai copii, părinte, o spus că mata, a lăsat feciorii matale pe ovne și preuse, cu tine. O mâncat cele, pentru jertfite nesimțite, s-au luat bani din biserică, s-au fost prieteni cu curvile, cu hoțe, cu cutare, și dumneata n-ai luat măsuri să-i pedepsești. O spus să spun așa, peste câteva zile să-ți vorbească Dumnezeu, de a să străznească, am în două urechi. Și-o mai descoperit. Nimic. N-am mai auzit nimic. Și Ieri preotul, așa, numai, după ce l-am fricoșat Dumnezeu și cu această lume, tot m-a adus în trăsură cu un băieț de-a lui. În loc să-i pedețească, măi, ce-a făcut, a smântit poporul, măi, a smântit lumea, a smântit ficiori de-a cere, uite, ce-a... Nu, atâta. Le-a zis ca, măi, băieț, ia că au vorbit Dumnezeu prin pruncul ăsta, măi, eu, măi. Și-a spus că peste câteva zile să-mi vorbească Dumnezeu de-a să-mi trăsnească cam în două urechi. Măi, băieți, ce faceți, nu faceți din inimă. Atât? Ce crezi? Ehe, o la măsul Dumnezeu. Ei ce de pata, știi că tatăl tot stai, nu pune mâna pe băs, nu e preuția de pe cei, nu-i bagă la închisoare, cum trebuie să facă. Era să judecător satelit. Peste trei zile a declarat război evreilor. Filisteni,
cea mai puternic popor care avea eu dușman mare. De la Ierihon, dacă nu cunoaște, până la muntele Carmelul, toată partea a fost țara filistenilor. Eu am fost acolo, am văzut toate. Iisus a lui Nazir, că noi am la Gilga, când a trecut Iordanul cu poporul și cu Dumnezeu a dat poporul în lătă, a trecut 638.000. Și Iordanul s-a filos și a luat cele 200 pietre din Iordan în amintirea celor 200. Și a bătut cele și 32 de împărați din Palestina. 4 împărați nu au putut să-i bată, care au fost în Filistenii și Amoniții și Madianii. Și a întrebat, zice, Doamne, nu-i dai mâna noastră și pietre? Nu. Aici îi lăsă, fie sulă în coasta voastră. Când mi-ai supărat să-i ridic pietre voi să vă pedețați. Aici au fost Filistenii, a lăsat popor foarte puternic. De-i din numele Palestina. Pământul lui Filistin. Oamenii mai târziu sunt Palestini. Eu am sentiment al Ierusalimului unui Filistin. Ce crezi? Când au venit Filistenii, cei mai mari dușmani au luat. Vine și îi spune lui Părinte, îi război, vin Filistenii asupra noastră. Băi, băie. Luați-te criul legii, Domnul duce pe front. Știți vă ce este criul legii, Domnul? Inima bisericilor, o ladă de salcâni, îmbrăcată toată în aur, cu verigi mari de aur într-o parte și doi drui de salcâni, îmbrăcată în aur, unul aici și unul din față. Deasupra acele lăzi era doi hieroglifi de aur curat, ca doi vulturi, față în față. Cu porunca lui Dumnezeu, că ne-ai mâncat șerpi de dâns în pustie. Muriu mii din mâncarea ta. Mamă, ce fac, Doamne? Fă o șarpe de aramă, dar nu-l faci gol. Și e turnat. Întreg. Și resenează pe o cruce. Și spune la popor, uite, Israele, viața ta resenită pe lemn. Închipuia pe Hristos, zice Ioan Evanghelistul. E cum Moise a înălțat șarpele în pustie și a trebuit să înalță și omul. Toate cele de energie în veche era umbra și rugăita. Și când zice Sfântul Efrem, o răutatea ta e de pentru șarpe și înțelegi crucea, ca nu te mânci șarpe. Pentru Hristosul de fain. Pe Hristos viața era răstinit pe nimeni. Asta era să pătați aici șarpe, însă criul legii Domnului. Tot ce zi mai sfânt. Și când începe un război, Dumnezeu le-a spus, când îți vedea că vine un popor cu război asupra, luați criul legii Domnului, să-l ducă patru preoți, să-l duceți în front. Și eu voi bate război pentru voi și voi iese în pace. Lata, din Filistenii, patru preoți, cine crezi că era la asta criul legii Domnului? În frunte. Fișorii lui ei de preoți, ofne și ține, fișorii președinte. A, cererul! O luat patru preoții criul legii Domnului și l-au dus în geam. Și când îl pune jos, tot poporul striga jumătate de din jos. Adonai Eloi Sabă, Doamne Dumnezeu nostru! Și armata tot striga. Când au auzit filistenii și au adus criul legii nostru, Dumnezeu lor pe front. Nu s-o mai temut dacă a fost așa. Lasă-mă criul omului și criul legii. Când era cel la războaie, nu mai făcea rău, fugeau tot. Au venit preotul, fișor, hovnișul, ceilalți doi de urmă. O luase criul legii Domnului și l-au dus de la Gaza la Azot, am luat acolo. Când era idolul Dagon, când am mărit la munte de Sinai, am trecut lângă Gaza, la munte 90 de Gaza, în anul 74. Trebuie să știi, când nu a auzit poporul că a căzut în robie și criul legii Domnului, nimeni nu mai avea să mai lupte, nici armată. Gata, ne-o pedeți sub mine. Gata, ne-o părăsă, nu mai avea. Vreau să vă întreb așa, că am mai avut așa... Eu nu cu unul mi-i drag să vorbesc. Da. Eu să văd 60 de predicatori să-și tare în jurul meu. Și stăm o luni de zile de vorbă, le răspund la tot atunci, da. Dar și mult, nu numai unul. Da. Nu am nici ce face. Ce a fost întâi, Sfânta Scriptură sau Sfânta Tradiție? Sfânta Tradiție, da, Sfânta Tradiție.
Da. Dar ce a scris Moisei? Și s-a păstrat pe tradiție până aia. Da. Până la potop a fost 2642 de ani, uite, un cronograful, Cedrenos, istoricul de la Sumerieni, de la Haldei, care a scris fapte în anul la 10 la luni până la chemarea lui Moise. Da. De la potop până la Avram 755 de ani, de la Avram până la ieșirea poporului în Egipt, 430 de ani, cum spunea Apostolul Pavel. Îs 4408 ani până s-a dat legea scrisă. Da. Dar de la Adam și până la Moise, Sfinții Patriarhi s-a mântuit cu Scriptura? S-au ținut sâmbăta? Da. Când scrie uneva Scriptură că Avram a ținut sâmbăta. Dacă Adam, Set, Enos, Cainan, Mahalalel, Iared, Lamec, Matusalem, Noi, Sem, Arfaxad, ce fac cu Ruben, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon, Neftalin, Gand, Asir, Efrem, Manase, Benamin, Iosif, ce fac cu milioane de patriarhi de sfinți s-a mântuit cu Scriptura? Că nu era Scriptura, mă! Se era Sfânta Tradiție, mă! Unde e Scriptura? Da. Scriptura era Moise. În Roman, Apostolul Pavel, da. Cei ce au păcătuit fără lege, iarăși vor fi judecați. Cu rugăciune. E altceva, dar la Roman iarăși spune că nu se pot îndrepta. Nu se pot, că nu. Pentru că, zice, cele nevăzute ale lui Dumnezeu, de la începutul zidirii lumii, prin făpturi înțelegându-se se văd și puterea lui cea vreodică și dumnezeirea lui propovătăresc. Eu când văd soale, te smătești și ne-a făcut soale. Legea firii, tu știi că după patru legi se judecă toată lumea. Întâi după legea firii sau legea conștiință, care e dată lui Adam, că când a muncit ca în piavă și a zis, mai mare este păcatul meu decât am să iertam. Și-a mustrat conștiința că a ușit pe frațiu. L-a scos la câmp și l-a ușit să nu-l vadă tațiu. Că nu i-a plăcut că la cea de-aia pe mine fie pe voi, nu. Dar era foarte mai zavistea. Da, legea conștiința a început să lucra în Cain. Și s-a desnădăjuit. Mai mare este păcatul meu decât am să ia. Dar că 7 păcate a avut. Desnădejdea, mâhnirea, gemând, alergând, suspinând, i-a pus benche în frunte când sunt răcunasc și nu-l omoară nimic. Cele 7 pedepse care... Și ne va auși de pe el de 70 de ori mai tare. Și l-a auzit la mers cu două femei, cu arcul, că era într-o tufă, crezut că și iar. Nepoțul. Că dau hronograf, spune că Caina trăi 2003 ani. Că Scriptura nu spune, da, ăsta merge alături, până, da. Și n-a putut să omoare nimeni decât unul fără de lege. Că aici a fost la mers cu două femei, întâi bărbat din lume, care a luat două femei. A mers pe drum, era foarte voinic. Și era vânător. Și a găsit-o un frate cu soră. Și a plăcut soră, i-a luat-o. Și-a omorât pe frațul și el la sora. Merg mai încolo, a găsit un bărbat cu femeie. A omorât pe bărbat și a luat femeie. Și a trăit cu sora acela și cu femeia asta. S-a fost cel mai mare blestemat de poligamie și de a ingest pe lume. La mine nepotul Cain. Da. Și așa l-a ușit pe Cain ca să iei blestemat de cel de ziua mai tare decât Cain. Și nu l-a ușit cu voia. De 7 ore, la de 70 de ore. Da, pentru că i-a spus, l-a văzut în tufă, că mergi cu tufă, a că ești arăvânător. Când Atala l-a luat pe tatu, că tatu jasă capul la pământ, că avea 2000 de ani. L-a omorât pe Cain ca să fie blestemat de 7 de ori mai tare. Fiindcă așa l-a luat două femei întâi și a stricat rânduia la familie. Deci, frate meu, te întreb pe mata, câți ficiori a avut Adam? Adam? Da. Câți ficiori? Da. Câte fete? Nu scrie în la facerea 5 la ginecologia neamurilor, acolo spune că a avut... fii și fiice, spune despre Abel și Cain și Cain și Set, care i-a dat Domnul. Da, atunci oamenii au început să cheme numele Domnului, dar ceilalți nu scrie... S-a născut Adam, fii și fiice, dar câte a fost? Nu scrie total. Păi, dar noi avem Sfânta Tradiție care spune. Știu, dar aici eu Sfânta spun Tradiție. Aici am citit, nu pot să spun. Da, Sfânta Tradiție spune, 50 de fiicioare a avut Adam și 50 de fete și se nășteau gemeni. Da. În fiecare an Eva nărsta câte doi, un bărbat și o femeie. S-au luat frate întâi, fratele cu sora. Că te-ar întreba un alt păgân. Bă, dacă Cain a omorât pe Abel și a mai avut, dar cu ce s-a mulțumit? Că femeie nu erau. Păi tocmai asta întreabă lumea, nu că dacă te omorât. Și Dumnezeu te întreabă asta. Așa, nu, dar întreabă așa. Și-au născut fii și fete, că au avut și de ce e tradiția? Ce pune în bișoare. Hronograful lui Cedinut care scrie în limba, mai înainte de Avram, traduce. 50 de fiicioare, 50 de fete, când ar trebui în fiecare an, nu la 2 ani. Câte două, fată și un băie. Și a dat băgosului, până la Avram n-a fost pe din neamul oprită. Că la Avram n-a stăt la Pirebeca, pe nepoată, fata lui Aram, da. Așa, până la Avram, dus ei din neamul nostru.
De la Avram s-a pus om să nu descoperi rușinea fratelui tău și a surorii la neamului tău. Și la Levitic s-a pus, ai văzut, spița neamului cu tare. Dar să știți că aici este o taină mare când Avram a trimis pe robul său Eleazar pentru soției din soție. Aici este o taină care nu înțeleg tot. Aici, da, i-a spus, Doamne, cum să mă duci? Mergi, că Îngerul Domnului merge cu tine. Înaintea ta. Îngerul Domnului a mers cu Eleazar. Iată și spune, sunt via în gură de aur. Noi avem sfinții mari, da, care ți-a ridicat. Spune-ți așa și până o să spun cum înțeleg eu. Sunt via în gură de aur. La nunta lui Isaac a fost emis o nume. La nunta lui Tobi, un arhanghel, arhanghel Rafael din Șef. Rafael, da. Și la nunta din Cana, stăpânul arhanghelului, Iisus Hristos, care de canunta la rangul de tine, a făcut prima minună. Ce-ai mai bine? Da, preacuvioase, spuneți-ne despre rugăciune, am duc și în adevăr. Da, așa cum, eu că o sărit în altă parte. Ideea, cum înțeleg mă ca rugăciune, am duc și în adevăr? Ia să te văd, că vă chiați ăla de călturat. Ai venit poate să mă convingi acasă? Nu, i-am venit, am luat o zi, două liber și zic, am venit cu surorile, zic, hai că și ele sunt concediu majoritatea, am luat două. Și zic, hai să mergem, că a fost Iana și mi-a plăcut locurile aici, am mai stat de vorbă, era un, nu știu cum îl chema, tot cu biblioteca, știți, când a spus să mai cer niște cărți. Nu, asta sunteți sau nu? Acum nu știu că. Deci ia mai spune tu, ia mai spune, cum înțelegi rugăciunea în duh și în adevăr? Eu asta înțeleg că în duh și în adevăr, așa, când te-ai pus pe genunchi și prin credință, că spune în Romani acolo, cel neprinit va trec prin credință. Așa. Te rogi lui Dumnezeu și ca să-L simți pe Dumnezeu în inima ta, atunci e în duh și în adevăr. Cuvântul lui Dumnezeu, când vorbește, eu nu mă ating că ăla e baptist, că e pentecostal, că la mine spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a făcut pe om după chipul și asimilarea sa, excludem cultele toate. Că Dumnezeu, ca să luăm, ca să înțelegem, spune că în biserică a rânduit proroci, apostoli, învățători și cutare. Da, dar ceilalți care sunt conduși de comitete, nu o rânduiesc asta în biserică, o rânduiesc președinte, director, contabil, treburi de asta. Și contrazicere cuvântul. Rugăciunea în duh și în adevăr, ia să vedem cum o înțelegi pe ție. Vreau cuvioase, numai puțin. El se leagă de predicator după cât voi. Eu înțeleg, ia, spune, înțeleg spune. Așa, adică, stați un pic. Da. Dacă alt dar, că e la biserică. Nu că, nu că vreau să... Vă spun ce... Nu de asta, dar vreau... Eu vă spune ce înțeleg, ce gândesc, adică. Ia spune. Că în duh e de a gândi cu iteros și în adevăr crucea, nu? Așa înțeleg. N-ai nimerit. N-am nimerit. Așa. Vreau cealaltă să spui mai bine. În duh și în adevăr. Da. Domnul Iisus, eu iarăși vă iau cu, ca să înțelegi. Eu așa înțeleg și așa spun. Am spus cum înțeleg. Da, da, da. În duh și în adevăr. Adică să se roage prin Duhul lui Dumnezeu. Da. În duh și în adevăr. Păi noi suntem biserica, și Duhul Dumnezeu locuiește în noi, nu? Da, păi spune acolo Matei 18:20, da, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu. Amen. Și eu sunt Dumnezeu. Nu, dar chiar voi suntem biserica lui Dumnezeu, Duhul Dumnezeu locuiește în voi, ca în Duhul Sfânt de la botez. Da, și noi ne rugăm în duh și în adevăr, adică Duhul însă și la Romani acolo 8 spune că El vorbește prin noi, se roagă prin susținerea Dumnezeu. Da. Este scris, nu putem să spunem că nu. Da, da, da. Și dacă noi ne rugăm, adică ne plicăm pe genunchi, așa că cum să îi spui cum înțeleg. Da. Și când te rogi, așa prin credință, să simți legătura cu cerul, e duh și în adevăr. Te-ai apropiat, da, puțin. Da. Eu așa înțeleg. Ia stai că nu, cum înțelegi. Hai să vedem cum înțelege Biserica lui Hristos, care nu, condusă de... Nu, eu mă bucur, eu vreau ca să înțeleg care e... Mai frate, Barsele spune. Da, Barsele. Ioan. Ioan, sufletul nostru e după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a făcut pe om, da. Și el are multe puteri. Omul e sâmburile Universului. Omul e icoana Sfintei Treimi pe pământ. Omul e chipul și asemănarea lui Dumnezeu pe pământ. Are mari puteri în partea nevăzută în suflet. După suflet, duh, da. Fiindcă are minte, cuvânt și duh. Mintea e chipul Tatălui, care n-are început. Logosul, cuvântul, e chipul Fiului și Duhul, cel de viață, făcător, care stă în chip de rază, de lumină, în mijlocul inimii. După Sfântul Grigori, Palama, prea Dumnezeitul la minte, așezi Duh, este un dor gânditor care stă între minte și între cuvânt.
și circumscrie în sine și în mintea și cuvântul, după cum Duhul Sfânt în semnul Sfântii Treimi are și pe Tatăl și pe Fiul, că e de o ființă cu El, nu? Așa acest Duh de viață făcător în chip de rază de lumină care îl avem de la botez în mijlocul inimii, a circumscrie la noi și cuvântul și mintea și ca să te rogi în Duh. Iată cum este. Mintea în vremea rugăciunii trebuie să coboare în inimă. Inima e camara minții, băi. Când ai auzit pe Hristos în Evanghelie, tu când te rogi, intră în camara ta, nu cred că e vorba de pus la capul. Da, că spune că încui ușa după tine. Camara, spune Hristos. Pavel spune, v-am logodit pe voi mireasă, unui miri fără de moarte, și tare mi-e frică de voi să nu se zătecnească inimile voastre pe cum a evii de satana. Da, cum a amăgit-o. Unii ne-au logodit. Noi avem logodna cu Hristos, cât să ne tot v-ați boteza, ne tot v-aș îmbrăca cum când da, Apostol Pavel. Noi avem pe Hristos de la boteză în inimă, în cămară, dar pentru păcatele noastre este îngropat acolo. Este adică o fel de rugăciune așa gânditoare, așa în Duh. Cum? Mintea în vremea rugăciunii trebuie să unească cu inima și să pogoare mintea în inimă. Toți sfinții mari rugători care pogoară foc din cer și învia morți, ne învață așa. Adică când te rogi, intri cu mintea în cămara inimii tale. Acolo mirile cuvântul de la botez. Și sufletul nostru în vremea aceea, prin partea așa cuvântătoare pe minte, se unește cu Zilitorul Său, cu Hristos. Aici se întâlnește mirile cu mireasa. Unirea așa mai duhovnicească din lume. Când te-ai pogorât cu mintea în inimă în vremea rugăciunii, sunt o căldură mare duhovnicească. Tot corpul e mană sudor și orice bază-mă atâtea lacrimi de căldură, de dragul de Dumnezeu. Îmi spunea un rugător în felul ăsta că nu poți să spui nimic, trebuie să spui de așa lucrător, că eu n-am nimic acolo. În două ore s-a pogorât mintea în inimă și și batiste le-am stors de lacrimi jos. Și dacă aș vrea să mă schimb, trei rânduri de schimb trebuie să lepăd. Atâta emană din căldura Duhului Sfânt, corpul sudor, iar inima lacrimi în ochi. Și atâta de tare rugăciunea aceasta, că s-a pogorât mintea în inimă, sufletul s-a unit cu Hristos, atunci inima noastră se închide repede, se deschide repede. Inima închide pe Iisus și Iisus pe inima noastră. Că zice în Scriptură, dă-mi Fiul inima ta. Atunci de ei dat inima lui Iisus, când a intrat cu mintea în inimă. Și nu poate zice mintea noastră cuvinte mari când a intrat în inimă, că e de față Hristos. Și nu are când zice toată rugăciunea asta, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, Dumnezeu, oamenii păcătosul. Rugăciunea minții cu care o zice până atunci. Când s-a unit mintea cu inima, gata a venit de față Duhul Sfânt în inimă. Și mintea noastră, atâta mai poate zice sufletul nostru cu mintea. Mila mea, Dumnezeu meu, ea mai de multe ori numai atâta zice. Iisus al meu, Iisus al meu, Iisus al meu, Iisus. Se închide foarte repede în față, în prezența lui Dumnezeu, în inimă lui și atâtea lacrimi varsă, de fierbinți, de dragostea lui Dumnezeu și nu poate zice alte cuvinte decât cuvintele Duhului Sfânt care în inimă, care îi redă însă cuvinte proprii ale sufletului, care că se roagă în inima lui Dumnezeu. Că zice prorocul, ci dintr-o adâncuri a strigat către tine, Doamne, adică din inimă, sunt Ioanul Iau, auzi cum te învață. Nu te ruga cu buzele numai și cu limba. Că dacă te rogi cu limba, cu buză și mintea ta umblă pe dealul și nu ai intrat să vorbească cu Iisus în inimă, auzi pe prorocul Isaia care zice aproape de Doamne de gura lor, dar departe de inima lor. Trebuie să te rogi în inimă, cu mintea în inimă, să stai de vorbă cu Iisus, dulceața dulceților, sfințenia sfințenilor, mângâierea mângâierilor. Și cea mai înaltă vorbire cu Iisus în inimă este rugăciunea așa gânditoare a inimii. Așa de rugăciune se numește în Duh și în adevăr. Ea este făcută în Duh, iar ca să ajungi adevărul trebuie să lucrezi și porunci. Că Duhul Sfânt îți spune în Psalmul 118, toate poruncile tale, Doamne, sunt adevăr. Și legea ta este adevăr. Ca să te poți ruga în Duh și în adevăr, mai întâi trebuie să te pogori cu mintea în camara inimii și a doua să lucrezi poruncile lui Hristos. Dacă n-ai porunce, care sunt toate cele bune, nu te poți să zici că te-ai rugat în adevăr. Pentru că în Duh te rogi în inima ta. Iar dacă poruncele ne greșești, că Mântuitorul îi spune la apostoli, nu numai o poruncă să păzească, mergând învățați toate popoarele, botezându-i pe ei și apoi le spune,
poruncindu-le să păzească toate câte am poruncit vouă. Da. Că dacă păzești toate poruncile, zice apostolul, numai una e călcat, călcător tuturat. Deci dacă vrei să te rogi în Duh și în adevăr, întâi să te rogi în adânc cu inima, în inima ta și a doua să faci, a doua să faci poruncile lui Iisus care sunt adevăr. Și atunci te rogi în Duh și în adevăr. Ai intrat cu mintea, cu Duhul Sfânt în inimă și te rogi în fața lui Hristos și din coașe cu Hristos poruncile care sunt adevăr. Haide rugăciunea în Duh și adevăr. Așa din umilință, cum e... Da, cu lacrimi. Nu e rugăciunea aceea că mă rog și mintea mea și eu să. Da, păi dacă mintea e în altă parte, normal că nici nu ajunge la cerul rugăciunea. Da, da. Știi unii găsești pe Iisus? Nu la cerul să te duci cu mintea. Când e Domnul, e cer, mă. Și spune Scriptura, mă, aproape este de Domnul. Te ține în gura ta și în inima ta, auzi în inima. Ce spune Iisus, împărăția și-o lune? În inima ta. Înăuntru vostru. Da. Vreau un test de popor, nu înșer, că ai împărăția și-o lune și-o mă. Și zice, ți-a grăit inima mea, Doamne. Inima grăită cu Iisus în inima. Împărăția și-o lune înăuntru, test de popor acolo, împărăția și-o lune în inima ta. Și zice, Ieremia, nimic nu mi-a adâncat inima omului. Și împărăția așa lui este în inima ta. Aici Iisus de la botez, vorbește cu el în inima ta. Și așa, vezi în tanul rugăciune, duc și în adevăr. Ia când te trezăm, lucrează și porunci, că toate porunci lui sunt adevăr. Și ale rugători adevăr. Eee, frate Marcel, dacă ai venit la mine. Frate Cleopa, nu? Cleopa, da. Da. Așa. Rugăciunea, că spune doar Domnul Iisus că nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură. Da, că aceea este... La da, e, da, la 15. Acolo spune că om din inimă ies curviile, curviile... Și Evanghelistul Luca, Luca 6 cu 45 spune așa, omul bun scoate lucruri bune din misteria bună a inimii lui. Dar omul rău scoate lucruri rău. Adică, omul iubesc, adică... Ce aveți matalul, în inima aia scoteți afară, sau ce am eu sau altul. Din prisosența inimii vorbiți. Bun. Referitor la ceea ce a spus că trebuie să se coboare în inimă, a, păi da, ca să se roage. Urmă că dacă gândul e împrăștiat, rugăciunea nici nu ajunge. No, trebuie de cobor din capul, da? Că în minte e mare iar mă rog, e mare turbă, da, că mintea se împrăște. Când ai băgat-o în cămara ei, așa spun Sfinții Părinți, cămara minții este inima, sunt de Isaac Sirianu. Poboară mintea vremea rugăciunii în camara ei, care este inima, că acolo e mirile cuvântul. Și trebuie să încui trei uși când te-ai băgat acolo. Că spune, tu închide ușa ta și scoroagă-te tatăl tău nascuns. Și tatăl tău care vede și el nascuns, vă răspăti ție arătare. Și tu când îi rogi, încui ușa, nu? Dar care e ușa? Ușa de lemn pentru oameni, să nu vii oameni. Ușa buzilor, nu vorbesc cu nimeni decât cu Dumnezeu. Și ușa inimii pentru Duhul. Să nu dai drumul nici la un gând în lumea ta. Da, da, trei uși ai de intrat până înainte cu mintea în inimă. Și atunci ai băgat în cameră și n-a ascuns în inima ta cerul lui Dumnezeu. Da. Așa. Vedeți cum spune legea aceasta, spune că noi trebuie să fim cinstiți. Da. Spune să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, nu? Da, de exemplu, la un om face o casă, are o ușă, dar la ușă, dacă sunt oameni cinstiți, îi ajunge ușa ca să încuie, dar mai pune și cheie, și lacăt, și zăvor. Da. Deci, totuși, are, spune Biblia, să nu furi, să nu faci cu tare, să iubești pe aproapele tău, dar totuși ai frică de el. De exemplu, scoți un bilet la autobuz. Ia că la adică... mine a fost țăgani, duminică, o să fărmă atunci, au câte fi pus în ochi. Și era bătării 4.000 de lei în salta, dar n-am la liturghie. Vă să uite ranga, uite, m-a pus ranga, duminică, uite, uite ranga, uite, o vezi? Da, da. Aici, aici. Că ați vândit toată, nu, au pus acum, nu vezi, uite acum au pus-o tâmpla. Da, da. Acum au pus-o, din nou. Da, au pus-o, da. I-au pus din cauza că o sfărâmat. Da, iarle nu au fost, dar iarle nu au fost încuiat, că eu nu încui cu iarle, că le străca și pe ele. Deci țăgan. Și de acolo aș, domnul, dar ce-mi pasă în ei? Eu am venit pentru bani la mănăstire, era bani, noi n-aveam banul nostru. Da, e normal. Eu pun o masă, era banul ca să-l duc la casă, ca să mănăstire, că fiecare duminică seara. Nu mă să reșerce pe mine. Dar spun că nu sunt oameni cum trebuie. De exemplu, dacă ar trebui să te cazi pe cuvânt, ai luat. Apostolul spune așa, având hrana și îmbrăcămintea, cu așa e să vă îndesc. Cei ce vor să îmbogățesc, cade în avuții și în cursul de drag. Iată vezi ce ieși în casa, ia obște tot. Eu am o rând de haine de purtat și da, mănăstirea mi le dă. Eu, salariul meu merge la obște. Banul rău, la tot nu-mi dau nimic. La noi eu pun o masă, e obție ca la Mântuitorul. Tot stăm la o masă, tot banul merge.
Și n-a luat banul meu, a luat la biserică, deci că se roagă, că a fost pomenit și scrisă la popor. Și vai de el, s-o nenorocit. Mi-e milă de dânsul, nu de mine. Că eu puteți și interese, am trebuit bani. Că n-am ce face cu el, pentru că ne îndă mănăstirea și haine și hrană și lumină, tot. De asta legea spune ca omul să facă cu tare lucru și cu tare, că dacă este legea și harul, înseamnă că nu mai trebuie agent de miliție, domne, avem încredere unul în altul, ai găsit bani, lași acolo, te duci mai departe. Te-ai dus, vrei să călătorești cu trenul, ai plătit la casă, te duci fără bilet. Dar îți trebuie și tichetul, spune-mi, dar de unde știu că ai plătit? Acum, gata, nu mai crede că ești aproape, de unde n-are încredere. Și de asta am spus că cum pui la o ușă, la o casă, o ușă, trebuie și zvon, așa și lucrările astea, astea sunt lucruri tainice. Și e bine că omul cercetând ajunge la cunoștința ca să înțeleagă care este scopul. Că fiecare... Noi avem tehnica, ai auzit de zbornic. Nu. Zbornicul 1 și zbornicul 2, cărța adânși ale celor 60 de sfinți părinți din pustie, acela cu cuvântul învia mort. Și arată ce înseamnă rugăciunea, puterea rugăciunea. Rugăciunea, un rugător se roagă în 8 feluri. 8 trepte are rugăciunea, până nu rugăciunea la acea duhovnicească în extază o uime de care că s-ar repripare. Vedeți cazul lui Naval, tot cu ascultare, când era Elisei, om al lui Dumnezeu în Samare. Da. Și când a trimis, el era un om viteaz, general. Da. Și când s-a dus o fetiță, când era roabă, a spus că dacă domnul meu s-ar duce la Samare, la Ierusalim, acolo împăratul l-ar ridica. Neamă se ia. Da. Și când l-a trimis cu o scrisoare, vedeți o fetiță mică și o faptă mare. Și când l-a trimis acolo, când a venit... Trău de naște din împărat al Sinii. Și era o rușine mare că s-a născut lepros. Lepros, da. Lepra noi am văzut în Orient. Ferească Dumnezeu cât e pierdere, cât e foarte periculoasă. E o boală crapă carnea tătă, rămân oase și iesă Sinii de unii. Și era și pe față... Și albă, nu? Culoarea albă se reprezintă și zece de proști, de departe striga la Iisus, de departe și zece de proști, că nu era voie să apropie, iar e foarte smerduit, adică te mă lipsesc imediat. Și erau că tot fuge de el din pana, nu mă lipsesc de lepră, erau rușini mari. Da. Și a luat, ai văzut 5-6 camini încarcate cu daruri, legături de smochine și haine, și argint, și aur, și a mărit la Elisei. Elisei a trimis copilul, a spus, nu se scade și s-a mânia foc. Vă-ați că vin eu tocmai din Sirie, că eu am fost prejuni în Sirie, am fost în Galilei, am fost în unătate Elisei, am fost la peștera lui, am fost la mormântul lui, la toate am fost. De acolo din Sirie până în Iudeea, aici unde era Elisei, la mormântul Elisei, sunt cam 300 de kilometri. Și am venit călătorii că mine, era avioane atunci. Și prorocul i-a spus, Daniel, s-a ofensat, dar o slugă grădincioasă lui Nemă, vedeți? Lăsați ca să ne folosim, să vorbească dânsul. Sluga care îngrijea de calul împăratului, când a văzut că împăratul se întoarce cu atâtea, dar nu ia pe mine jondam. Și mă, iată, dacă prorocul se ia toate darurile care le-ai adus, nu-i le dădim. Păi, de ce le-am adus, măi, mai dădim pe atâtea, dar să mă văd și eu om pe lume, să zic. Băi, dar nu vreau să vorbesc cu mine, uite, eu tot mă scap, dar eu n-am apă mai bun în țara mea decât Iordanului. N-am eu apă cu tare și cu tare și cu tare. Da. Da, este om înțeles, rugă, Maria ta, este om sfânt. Și asta nu spune nimic. Și nimeni n-a văzut că a spus că darurile tale să-i dea la seară și la mergea asta. Să le dea la văd. Nu-i trebuie lui bani, a zis că este într-o peștere. N-ai văzut cât bolnav era acolo. Și el nu vine cât pe bani, el are darul meu, nu vine cât, dar a luat în darul. Și el nu ți-a luat, dar ți-a spus să faci ceva. De ce nu faci? Și greutate, doar trece prin el, da. Că chiar pe el, da, trece. Ca să trec în Galileea Superioară, că Iordanul trece, vine din... El are doi afluenți, unul Ior, din muntele Hermonul Mare vine, Aben Leban, și unul Dan, vine din Siria, doi afluenți, două râurile mici. Și se unesc în Galileea Superioară, mai sus de Marea Galilei. Și că se varse Iorul și cu Danul la un loc, face Ior, da. Și apărtă nimic, l-am părut cu piciorul. Apoi era mai sus de Marea Galilei. Când am mers la Garazin, de la Horazin, am mers la Vitaida lui Elie, unde a fost Petru și Filip, că am fost Podișul Golan, am văzut Gadara, unde a scos Drașii și din dreptul Gadarene, toți le-am vizitat cu piciorul pe-am. Și atunci, paratul meu, nu-i greu, era căldură mare. Când am văzut la Ioran, nu că Ioranul verde, că-i deasă, e desă, desă mare, de tufișuri. Lăsa cămin,
Hai ne scăldăm o neacă, era destul de cald. Cerea pășteul. Și s-a dus, s-a fondat de 7 ori. Și când s-a văzut că n-a ieșit de-i curat ca un copil, n-are chip, nici vânătaie, nimic corpul lui, a strigat la sluga, care era cu păză hainele. Du-te la valiza numărul cu tare la cămină, că avea haine noi, curate, gândesc la mine. Nu cumva de ei este mecă microbul de la hainele lui și nu ia să-l facă. Adă haine, cămașe curate și haine toate și s-a îmbrăcat în parată. Și s-a speriat tot din el ale lui, că l-a văzut așa de frumos. Și acum hai înapoi, 2-3 zile, că de la Iordan până la unde a fost Sfântul Proroc Iisus, 2-3 zile. Înapoi să-i mulțumesc și să-i dea darul, n-a primit proroc. Vedeți că acum s-a numit rob el pe el înaintea omului lui Dumnezeu, în gradul robului tău. Și n-a primit, ea gheze sluga, era un căsătorit, avea copii. Nu i-a spus prorocul, a crezut poate mință pe un proroc. Și dăm voie, zice părinte, să-l petrepe nema în Sirian. Și mergând pe drum, atât domnul, eu sunt om sărac, eu slujesc părinte, uite, la bolnav, i-aduc și smochinești. Dați-mi niște vă, dar și e bucuros, vai de mine! Tu ești sluga lui Iisus, cum nu mă ajută, că eu sunt ucenic. Și de unde să-ți dăm? Să ne ducem noi cu atâtea cămini încărcate cu darul. Și zice, n-ai unii, iată o peșterie. Și a fost toate darurile, le-a băgat în peșterie. Haine, bani, tăti. Și a pus-o gură la peșterie. Gheze a șerut. De la un împărat părgân, că nu trebuie să iei te vede la sărat, la văduri. N-am vrut tăia la un împărat părgân să iei darul. Și i-a spus de ei. Gheze a luat și că se întoarce la Elisei. Și unde ai fost fiul astăzi? Păi, dar nu mai trimise pe trec, pe Gheze, asta, pe împăratul, ca să știi mai de dreptul la Iordan, adică se arăte care are. Și n-a fost inima mea cu tine, fiul. De ce-i luat de la taverii de la inima? Și-ai băgat-o în peștera cu taverii, el era vădătorul, n-ai de vădător. Și iată, fiindcă s-a trebuit taveria lui Nema Sirianu, legea lui să fie pe tine și pe familia ta, s-a repreșat ca zapada s-a făcut. Și Gheze și familia și copiii tăi acasă. Și-a moșinit. S-a trebuit bani de la păgân. Vezi că de tainică Scriptura asta... Unde spune de viața celor mai mari, că numai Sfântul Antonie avea 20.000 de sfinți ușenici. În pustia ascetică era 100.000 de sihași, adică trăiau numai cu pâine și apă și rădăcini. Și a venit la unul din sihaștrii ăștia, de la muntele Fermi, alt bătrân, nu s-a văzut de vreo 40 de ani. Și a venit de pas să-l viziteze pe acest sihaștru, pe acest pustânt, ascet. Și asta când a venit, avea unul și nici fiule, era dimineața, a ajuns așa ca ora 9. Pe o leacă de fiertură și mâncare, cu omii bătrânului de față, să gustăm împreună. Cât e curajul lui, să facem un leac de mâncare, nu să iei postul nostru, că noi mâncăm odată în zi la apusor, nu mai pâine și apă. Și a dat părinte, fac, tot ce-o spunea și avea viața de câteva straturi, să fac o leac de boșcu. Și-au făcut ușenii cu mâncarea, dar ei s-au luat de vorbă din scârcă, amândoi bătrâni. Și-au stat până anează. Ușinii cu tot acea tasă, vii la mă. O stat până în seară, o stat toată noaptea, o trecut noapte, vine a doua zi, vine aneaza, și mai câte seară și-a adus aminte, bătrânul. Și fiul i-a dat, n-ai făcut o rea de mâncare, zice, pentru bătrânul ăsta care e călător. Și dă de el dimineața a făcut până, și dă-o trecut noaptea, fiul i-a. Da, da. Da, și doar azi e 20, e ca nu știu, să mă iertați că au trecut noaptea. Așa e cuvântul Dumnezeu, e viu și lucrător. Da, că spune Sfântul Isaac Siru, cuvântul Dumnezeu este izvor dulce și fără de sac. Pentru că e apa așa vie care s-a pogorât și pâinea așa vie care s-a pogorât din cer. El se numește și pâinea așa vie și apa așa vie, că cel ce crede într-un mine ce râuri de apă vie vor curge. De Duhul Sfânt care, el se numește și pâinea, eu sunt pâinea așa vie, el se numește și rouă, și rouă așa de la tine vindicare lor este. El se numește și râu în toate tipuri. Cuvântul Dumnezeu. Și te-a dat apă și te recolete și rănești în tot timpul. Așa este. S-a dus Ilie cu cojocul lui, că atâta avea. Ilie purta cojoc. Atâta era așa, s-o duie frem din coașe. Învață-te, frate, că înfrânarea de căldură are trebuință. Învește pe tine mare Ilie, care postitor toată vremea vieții sare s-a arătat, dar cojocul de pe el nu l-a lăsat. Pentru că dacă n-ai sânge mult și căldură dinăuntru, să ai coroză, să iei cald din afară. Că ai nevoie de căldură. Oare eu am fost unea dat în ei în pește 3 ani de zile la Părâu Horat, că am fost săști așa mai de 3 ani, l-am hrănit corbi. Am fost, am încinat acolo, e plictat el cu mie corbi. Am fost la Carmin, unea tăiat, am fost să unea tăia pocii lui Carmin, că e biserică. Am văzut, mă de Carmin, am văzut prorocii sormi, unde le-a dat capte de pocii.
Da, sus e Mănăstirea Catolică, Stela Mării, Steaua Mării, deasupra, da. Care se vede tot în mare. Și la unde Muntele Carmel, la ce depărtare de Ierusalim? Păi la 110 km. 110? El e un golf la Marea Mediterană. De la Carmel, da, da, de la Carmel, uite că mi-am aici da, Carmelul. Da. Aici am un fotograf. Da. De la Carmel până la Iafa, 80 km. Până la Cezarea Palestine, 140. Haifa, lângă Carmel, în jurul Carmel, Haifa, mare da. Port la mare. Și Ilie a fost și unii ajunge a pocii, când a pogor foi din ce că am fost zetă. Da. A fost și unii Ilie a vorbit cu Dumnezeu la muntele Horiv, și l-am încinat și am băut apă la izvorul la biserica lui. Ca mărs întărie așa de mâncări în ei, 40 zile și pari pe la muntele Dumnezeu Horiv, am fost acolo, în Horiv, și am fost și pe Sinai. Așa stă Horivul, față în față, Horivul ești și n-ai din coaș. Să nu ai mai înalt decât Horivul. E aproape, nu? O zemine, unul peste altă muntă. Până în Sinaiul are 2770 și Horivul are 2307. Să față în față muntă. Stânca lui Samson în Hacor, l-ați întâlnit acolo, unde a avut Samson apă. A fost și unul s-a luptat cu leu, unii a spart mâna leu și unii a fost cu filisteni. Cu filisteni. Unii a de rămas capita să mă leu împreună cu vrăjmașii lui. Toate, cu Dagon, cu Deu, cu Dagon, că le-a tăiat, l-a pus aproape de chivul cu Domnul. Prea curioase, dar auzeam despre Isaac la Chedem, că dă roată în jurul Ierusalimului. Asta era Isaac la Chedemon, sau Isaac rătăcitorul, e un evreu, care are barba lui de 15 metri înăuntru și capul e până la pământ și merge mâncă, așa merge, de așa merge tot timpul, așa merge. Are 1980 de ani. Este cartea mea, am văzut-o la foaie la doctorul Grigoriu și fotografia lui. Se arată din 100-100 de ani, la câte un om în fața pământului. El merge și pe mări, și pe munți, și pe China, toate părțile merge și nu moare până nu vine Hristos. Ia de ce nu moare. Eu am fost la popasul de cruce Mântuitorul, sunt 14, la toate. Bătării 40 la catorii, restul la noi, autodus, până la Golgot. Isaac la Chedemon, el a fost așa la, când Sfânta Veronica a venit cu mahrama și aștept fața Mântuitorului, era cu crucea mea. Da. Cea de Sfântă mahrama Veronica e de Ierusalim, icoană nefăcută de mâini. Da. Când l-a aștept de sudare, a rămas de Mântuitorul cu corona de spic cu tot. E acolo, ne-am încenat la Ierusalim. Sfânta icoană Iedesină, e alta care a fost cu Afgar, domnul Iedes, așa e la Roma, da. Am văzut-o acolo. Era așa e Veronica, care l-a aștept, icoană nefăcută de mâini. Păi, cum l-a aștept, cu sudori, cu sângele, așa e. Da, e în altarul Sfântului Mormânt. Ce s-a întâmplat? Acest Isaac, Veronica a plâns și femeile plângea când îl vedea cu crucea și el le zice, fiice de Ierusalim, nu mă plângeți pe mine. Plângeți pe voi, pe fiii voștri, că dacă se facă aceasta lemnului verde, dacă cu șelul scace, adică el n-am păcat și așa și păzați și păcături. Și atunci, acest Isaac, când a văzut, este cu Mântuitorul, când l-a gândit Isaac, că era și om, nu numai Dumnezeu, și a spăbise puternic, era și om, de săvârșit mers. Era tot brâncă Mântuitorul cu crucea și un picior i-a dat. Merge sus, i-a dat un picior în spate. Și Mântuitorul a pus mâna pe un zid atunci când era de masă. Ia-te mâna Mântuitorul, a fost că pui și are acolo. Păi ai văzut-o. Păi într-un zid cum e la stația a treia. În piatră. În piatră și a intrat mâna Mântuitorul până aici în piatră, că până oamenii șară și-o eu. Că s-a răzămat, a intrat mâna Mântuitorul în piatră. Și atunci Mântuitorul i-a spus, să mergi tu, Isaac, până voi veni. Păstrează în tradiție și scrise toată istoria Isaac. Și el merge și nu poate muri de 1980 de ani. Și va sta până la venirea a doua Domnului, până va veni. Și-a luat treabă că s-a arătat în Spania, s-a arătat în China, s-a arătat prin India, s-a arătat că merge, tot merge la 100 de ani să arate unui în fața pământului. Și se mază o curare care a vorbit cu el. S-a speriat, dar nimeni nu-l face omor. Barba e de 520 de metri perii pe pământ și părul lung și merge numai în coate și nu și paște iarbă ca dobitoare. Rapul de Bucadetar, rapul de Bucadetar. Aici e Isaac la Chedemon. Și l-a întrebat, deci eu i-am dat un fișor lui Hristos, că ne era cu crucea în spate și i-am zis, merge sus. Și el mi-a spus, fiule, tu Isaac, să mergi și tu până voi veni. Nu pot muri până am venit Hristos. Asta e cartea lui Isaac la Chedemon. Și maturii care l-a văzut pe fața pământului, că din 100-100 de ani se arată, orice continent este. Da. Merge și pe apă, și nu se neagă.
nu poate mânca nici o jară, nici un balau, nu poate omori nimeni, până vine Hristos. Aici Isaac Rătășitorul s-a ieșit la Tegema. Nu cumva el este slăbănogul de 38 de ani de la lacul Viteză? Nu, așa l-a slăbănogul 38, e așa care a dat palmul lui Iisus în fața lui Pilat. Mântuitorul l-a vindicat și a spus, iată, te-ai pus, nu mai greșești. Și alea când i-a dat o palmă lui Mântuitorul și așa a răspuns urmă, că ăsta la cereul. Așa l-a fost, că i-a dat palmă în fața cu ta, cu Adoiană, cu care. Așa l-a spus, este Iisus, că este o tradiție scris de toate, da. Sunt două lupte care se întâmplă în organismul omenesc. Firea se luptă împotriva Duhului și Duhul împotriva Fiului. Cum spune Apostol, fac. E clar, nu? Vede într-o mine două legi. Două legi. Așa, legea Duhului vieță mai e dovedi legea păcatului. Trupul se luptă împotriva Duhului, Duhul împotriva trupului. Bun. Cuiștul trupului este moarte, e clar. Da. Și cuiștul Duhului este viață veșnică. Așa e. Binele pe care voie să-l fac, nu-l fac, și răul pe care nu voie să-l fac, îl fac. Și prin aceasta vă curtesc că păcatul locuiește în mine. Da, adică că face ceea ce nu vrea să facă. Da, da, așa este. Acum alt aspect. Da. Legea și harul, tot din cuvânt. Faptele legii și faptele harului. Omul din care se poate primi mântuirea, prin faptele legii sau prin harul. Prin faptele legii nu se mântuiește, că faptele legii, legea spune Apostolul Pavel, n-are să vășe nimic. Așa este. Din faptele legii nu se mântuiește. Dar legea harului este unită cu faptele. Unită cu faptele. Da, pentru că spunea Apostolul Iacob, zice, faptele sunt moarte fără credință, și credința fără fapte este moarte. Da. În Romani Apostolul Pavel spune că cel neprihănit va trăi prin credință. Nu spune prin fapte. Nu. Ia ascultă, același Pavel îți spune dincolo. Toți vom sta înaintea divanului Iisus Hristos, da, ca să luăm fiecare și am lucrat pentru bune sau rele. Da, în Corinteni. Și Efesiațul spune, toată fapta bună să rea o aduce Dumnezeu la ridicată să răspătească fiecare după fapte lui. Și Psalmul 61 zice, Doamne, Tu vei răspăti fiecare după faptele lui. Și Evanghelia lui Iisus Hristos zice, când va veni Fiul omului și va sta pe scaunul slavii sale, va răspăti fiecare după faptele lui. Viața Matei. Da. Ai venit, poate ai de văd că cunoști o leată Scriptură, a fost care și cu moș Costat, eu sunt moș, ne-am mai văzut, poate nu știu cât voi, dar poate mai știu și eu ceva, așa am auzit de la oameni. Problema mântuirii nu ne preocupă pe noi, dar preocupă întreaga omenire, fiecare se bate cum și frate întreabă cum este mai bine, aici sau acolo, alții întreabă cum e acolo sau aici mai bine. Da. După cuvântul lui Dumnezeu care este scris, apostolul dă multe explicațiuni și vorbește, nu vorbește prezbiterilor bisericii în Efes, în Sfirma, în Pergam, ci vorbește bisericii. Da. Mai ales la Corinteni, spune acolo în 1 Corinteni 11, verset 18 și 19, spune, mai întâi de toate, auzi, fraților, că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări și certuri și în parte o cred. Da. Că trebuie să fie și între voi partidă ca să iasă la lumină cei găsiți bun. Și ieresuri. Da. Ieresurile sunt care se dezbină de biserică. Da. Că biserica este scris în tărirea adevărului, că biserica este trupul lui Hristos. Trupul lui Hristos, da. Așa este. Da. Domnul Iisus spune la apostolul Petru, da, în Matei 16 cu 18, da, spune că tu ești Petru. Atunci biserica ascultătoare. Și cei păstoriți trebuie să asculte de cei puși de Duhul Sfânt în biserică. Păi așa e, moșorul. Vasile. Măi, Vasile, măi. Acum... Spune, nu v-am întrerupt că spune îngăduiți-vă unii pe alții și am stat, zic, să ascult mai întâi și pe urmă ca să vă da, gândesc. Da, ia, spune. Deci, da, spune, cum am spus, da, că ia, este zidit pe pietre vii, nu? Pietre. Acelea sunt mădurările biserice. Mădurările. Ca niște pietre vii, vă zidit, da, pietre. Stai, măi, dar care-i piatra vie? Piatra vie sunt oamenii. Voi sunteți mădurările lui Iisus Hristos. Biserica da, sunt mădurări din parte. Noi toți formăm biserica. Da, biserica este tot aretatea credincioșilor. Care se unesc. Așa. Iar piatra așa din capul unghiului este Hristos. Care e pupucărită biserica este Hristos. Da. Pe temelia apostolului și apologului, piatra așa din cap fiind Hristos.
Deci noi nu suntem biserica partii. Și mădulărea ne biserice. Și când ne adumăm toți și este biserica pobătuitoare pusă de Hristos în frunte, și noi cei ascultători ca niște pietri vii, alcătuim o biserică care se cheamă totalitatea când ne înșoacă. Iar cuvântul biserică în Scriptură e în patru feluri, băi. Da. Mai întâi biserica pobătuitoare sau ierarhie economică a bisericii. Al doilea este biserica totalitatea credincioșilor. Da. Al treilea este biserica calăcar din cenar. Solomon a primit poruncă să-i facă Dumnezeu biserică. Și al patrulea suntem noi ca biserică generală. Așa, fiecare mădular al bisericii de formă biserica totalitate. Bun. Așa e cuvântul biserică în Scriptură. Da. Acum, când a stat de vorbă Domnul Iisus cu Samariteanca, da. A spus Samariteanca, învățătorule, da. Unde este bine ca oamenii să închege? Aici, pe muntele ăsta sau în Ierusalim? Da. Și Domnul Iisus ce i-a răspuns? Crede mie, femeie, că va veni o vreme și acum este, când închinătorii și adevărați se vor ruga Tatălui cu Duhul cu adevărul. Nu numai pretutindea, că Tatăl caută acest fel de închinători care se roage lui omului cu da. Duhul și cu adevărul. Dar cum înțelegi, Nata, rugășinea cu Duhul și cu adevărul? Este-vă! Să se roage în Duh și în adevăr, da. Adică să aibă o legătură directă cu Tatăl, la rugăciune. Dacă ai venit aici, ascultă! Tu știi că eu am scris sectologie, eu am fost predicator trimis de patriarh în toată țara. Eu ascult că dacă e de... E bine spune, ascultați de mai mari voștri. Eu am fost la Curtici, măi, tu iau de Curtici. În Arată, la Craniță. Patru zile de predicatori au vorbit cu mine, de diferite nuanțe de secte. Și era predica Andrei, major lângă mine. Și a zis, de unde ai adus omul ăsta? Uite la mine, eu am scris sectologie, mă, uite și... Uite și acum, te părere, în 5.000 de exemplu, care l-am făcut, uite și scrie și... Călăurându-ți spre coroanța și apărarea credinței strămoșești, o vedeți? Da. 3 ani am făcut alte cărți, eu nu mai vorbesc, eu și scriu. Și asta e aprobat de senor de Consiliul de Stat. Că acum s-a aprobat, uite acum a adus 20.000 de coale de știe, mai duc el la asta. Eu de carte de predici, alta scrisă de mine, vezi? Eu te vezi carte de predici, e greu parte, mai. Dar câte cărți n-am scris, tu crezi că... Eu mă bucur. Păi, uite, și eu am și le scriu tot din cuvântul lui Dumnezeu tot. În, să spună. Deci aici întreba că cu mine a descurtat, eu am fost acum la o conferință la Buzău de orientare antisectară, a stat 14 zile, unde a fost 25 de protoierei, 20 de preoți misionari și 11 profesori universitari de la Institutul Teologic și a prezidat Vladica Antonie Plămădeare, care la externul sinodului venise din Australia, din Noua Zeelandă, unde a fost sfințat cu Bisericii Ortodoxe. Da. Și la fiecare prealegeri care o dădea profesorul universitar la București, eu eram în dreapta predic. Păi încă eu vă țin eu predic la acest subiect, că a fost și predic cu caracter național bisericesc, cu caracter pur național, cu caracter bisericesc, cu caracter antisectar și cu caracter unionist, adică ecumenic, cu dezbraterea asta a bisericii, de asta apropie, de-a scunoști. Așa că cu mine aici voi vedea că vinte aici. Acum, numai ca să dubluie, să ascultăm. Deci, ca să înțelegem care rugăciunea, nu, stai, care rugăciunea în duș în adevăr? Ia spune-mă ta. Cum o înțelegi? Eu înțeleg așa. Domnul Iisus Hristos a spus ucenicilor săi, rămâneți în cetate până veți fiți îmbrăcați cu putere de sus. Da, cu putere de sus, da. Da. Și s-a după pogorât, 10 zile a pogorât Duhul Sfânt. S-a pogorât în ziua 50.000 Duhul Sfânt. În Faptele Apostolilor, capitolul 2, ei vorbeau în limbi. Așa. Oamenii care erau de diferite națiuni spune că au rămas uimiți. Spune că fiecare îi auzim vorbind în limbile noastre. În limbile lor, iar și locali din Palestina zice că sunt veți. Da. De ce e Petru a devenit? Că, frate, nu suntem veți, de abia e ceasul al treilea din zi. Da. Așa era palestinienii galileeni care zice limba maternă. Numai galileeni. Iar cei din 15 națiuni care erau la 15 era. Da. Așa că i-am numărat. Așa fiecare auză măririi lui Dumnezeu, fiecare în limba lui. Și zicea, cum așa sunt bărbați galileeni? Și noi auzăm măririi lui Dumnezeu fiecare limba noastră. Aici e darul de azi de biserică. Da. Eu să-ți vorbesc ție în limbă și tu să înțeleg în limba ta. Eu am fost la Pentecostare de la Straja și de la Ulma, de acolo de sus. Suceava încolo, nu? Măi, voi aveți pretenție la vicul de sus. Aha. Aveți pretenție că vorbeți în limbă. Da? Poftim. O început a face convulsiuni și
este la gabe. Uau, bani ăla, săreau sus, fășeau spume la gură, săreau sus, cu tare, cu oricum e două sunt peste. Păi da, așa a făcut apostol, a jucat, că a văzut atent tipic, o să facă spune. Vezi că e Duhul dragilor în voi. Bă, Dumnezeu nostru, nu-i Dumnezeu neorânduieli. Și după ce ai aducă apostolul, se le-a în sus, bătea din pană, ca voi, și făcea ești la mări, ca niște, să te bădea pe jos, bă, le-au făcut tare, smeri. Am învățat câteva cuvinte de la așa ce-i plătea cu bani, care vin de la Hamburg, din toate părți, ca să zic că știu unii, dacă știu unii, uite și, era 10 predicatori acolo. Bă, uite, eu nu mă umpreau tam cu mine. Dacă știi slim, că văd în casa lor de rugăciune. Eu am făcut predicație o filă, am vorbit la picul, eu unii n-am, că unii au fost secri, mi-au mă trimis pe front, în linia întâi. Așa, cu mine azi vorbit, poți să vorbești ani de zile, tot vorbim. Eu mă bucur la capul de la cine să da, vezi. Și atunci zic, bă, dacă știi limbi, un predicator unui sat. Uite-și, fiți atenți. Dar ce te face cu un sung, să rogă, să rogă, să rogă, să rogă. De parcă era de trambele și alea greșești, când vorbea lui Zeus și lui ăsta, lui Artemide. Că așa făceau și ei, să rogă în sus, că, cu Duhul Diavolului zic să rogă, Artemide, Efesul și lui Vacus, zeul vinului, și lui Mamna, zeul pământului și ăla. Da. Zic că asta nu este Duh de rugăciune, ci Duhul Satanului. Care vă strâmbă și o faci seriți în sus. Cu zic că eu pot să te otămân și o mii Duhul Sfânt. Aici e Duhul Sfânt, ai auzit la așa îndrășit, mi-au făcut apostoli daturi de ăștia de drășit, de ăștia bătăi din palmi și sărituri și spume la gură ca gerul și ala ca mânt după scroape. Aici e Duhul Sfânt. Fii Duhul Satanului, măi, care vor să imite. Am un asujetul lumii. Vene la Lui Hristos și la Duhul Sfânt. Că așa să taine s-a împlinit odată. Ei și îndrășimea nu se mai repetă în veacul veacul, pentru că spune apostolul Petru, când a zis, fraților galileieni, nu-i cauza mustului dulce, că de beșatul trei ori adânc. Acuz a venit poroșia lui Ioir, când zile de apoi turna voi din Duhul meu, fecioare, vor te vede, bătâni, vor... Mi s-a împlinit poroșia. N-a zis tot un plinit la sfârșitul veacul, s-a împlinit atunci. Proroșia de atunci a venit, cu Duhul Sfânt, odată a venit peste biserică. Și de atunci vine pe altă cale, prin succesiunea apostolică, pe cele șapte taine. Nici de cum nu mai vine revelația de nu se mai coboare Duhul Sfânt. Sau a niște blăstămat pe în America, cu ce era vă doi, știu, s-a coborat Duhul Sfânt, începe să vorbi în limba. Cu țigara în gură, cu burta plină de carne, cu moirea lângă dâți vine Duhul Sfânt. Bă! Sfință care mânca o dată la 40 zile, n-avea pretenția asta că vine Duhul Sfânt de repestit. Câte mândrii și nebunii la voi cu chestia asta. Dar l-am întrebat pe Herbert, folor raționalist, nu duhovnișești cu voi. Eu, dacă voi vorbiți în limbi, ai auzit ce s-a întâmplat la faptele, apostolul capitolul 2 cu 18. Așa, spune așa. Când a venit Duhul Sfânt, erau adunați la ce da, să zicem, bărbați, parteni, mindieni, nemenici, romani, prozeliți, cu tare, anceva, 15 neamuri. Evrei, prozelița, care era, era spune de Pompei și cu Ticiu, Vespasian și ceilalți în toate părțile lumii, că s-a distrămat Imperiul Iudeu. Și ei venise că de două ori an avea poruncă să vină în Ierusalim. Ia ascultă Iudeul, le spune la ieșire, de două ori pe an să vină în Ierusalim, la sărbătoarea Paștelor și la șânzășim. Când nu-ți primești Dumnezeu rugăciune și jertfă, decât numai cu deșeia, unde te-au lăsut ca să vii lumea, nu numai cu ostilul din Ierusalim sau în muntele Garazin din Coace. Eu am fost în Garazin, eu am fost de-a vorbit în Mântuitorul cu Ana Neagă. Uite, am fotografii acolo. Am văzut ales. Păi am fost acolo la Samaria mea, am băut apă, am luat, am fost în tot, eu n-am luat multe scene, mi s-a dat table lege. Eu am fost un evrei acritic, ne-a făcut vițelul. La muntele Tabor, la muntele... Am fost la muntele Sinai, măi, am fost dată, eu unii n-am fost eu. Eu nu le știu din Biblie, le-am căutat cu peșorul, măi, le-am văzut cu ochii mei. Și atunci zic, iată ce, măi, hai să facem altfel. Da. Voi vorbiți inspirați de Duhul Sfânt, nu? Aveți un dar harismatic în timpul ăsta. Bun. Eu vreau să se repete și s-a repetat la șânzășime. Și cred că aveți darul apostolilor. Auzi că acolo era de șânzășime. Fereu și toți auzeau în limba lor măririle lui Dumnezeu. Da. Și aici vorbea tot Galilie. Bun, voi vorbiți. Eu mă duc să aduc aici un rus, un german, un polon, să aduc un grec, un spaniol, un francez, un chinez, un brahman, un budist, un indian, un japon, un american, un englez, și 15 popoare.
și ei se va asculte pe voi cum vorbiți în limbi și fiecare în mintea lui să înțeleagă mărirea lui Dumnezeu și care vorbim doi într-o singură limbă. Și așa nu se poate. Dacă aveți pretenții, dacă sunteți ca apostoli și vine Duhul Sfânt peste voi, și nu se poate. Că e celălalt dar. Ca să auzi, ca să cel ce vorbește în limbă singur, nu se dește biserică, se dește pe sine singur. Deși ei au spus apostoli, dacă ar trăi într-o biserică și ar vorbi toți în limbi, n-ar zice, trebuie să întâlnim și nebuni. Și vorbeți în vânt. Că nu se dește biserica. Dacă e de cineva și are dar să tălmăcească, atunci le vorbirea în limbi, cu tot că e un dar mai mic decât prorocia. Zidează biserică, dacă nu, alălălălă, vorbim niște nebuni acolo și ăla nu înțelege nimic. Ia că care-i darul arismatic a vorbit în limba. Să vorbești tu în limba ta și eu din toate părțile lumii să te înțeleg, ca să zidează biserică. Da, și-l da numai apostolul la nu de care să-l dau, dar mă, că-s pentecosta. Și asta e cel mai mare și rău fenea satane posibil. Da. Că aici e Duhul lui Antichrist, ca să falsifice harismele Duhului Sfânt care a fost în adevăr. Dar de ce a venit Duhul Sfânt în chip de limbi de foc? La ce îmi zice, n-am uitat în altfel. Și n-am uitat în chip de limbi, n-am uitat în chip de porumb. Nu. A, dar sunt pe angurul de aur, noi avem tradiția. Noi nu mergem cu aripă ca sectare, numai cu Scriptura. Noi avem rădăcina Scripturii, avem Sfânta tradiție. Și a fost de la Adam până la Moise. Câte mii de ani a fost? În jur de 2000 de ani. A fost 4408 ani. Să-ți arăt cronograful lui Cedrenos, care merge paralel cu Scriptura, de la Adam până la Moise. 2642 de ani, uite, băi, să arătezi oameni, tu crezi că noi știm numai și știi un sectar? Păi asta carte verificată de un sinod întâi și de tot ce eu te știu, Sfânta Tradiție. Când o tratăm aici, tratăm întâi Sfânta Scriptură. Eu te este referatul Sfântului Sinod, îl vezi? Da, da. Cartea noaptea cu vreoșii sare Părintele Arhiman de Tiricliu v-a intitulată Călăuză spre cunoașterea și apărarea credinței strămoșești. Este o lucrare temeinică și convingătoare despre adevărul credinței noastre drept întemeia pe Sfânta Scriptură. Autorul deschide înțelesul larg și adânci în textele Sfintei Scripturi, înțelesul care luminează și fundamentează cu multe credințe punctele credinței practicate de biserică din vremea apostolilor. Scrierea este o adevărată lucrare de dogmatică ortodoxă. Ea expune adevărul credinței noastre fără să vignească pe cei de alte credințe, încă socotească poate fi tipărită fără nicio șovăială, putând aduce mult folos, nu numai preoților și credincioșilor. Cartea ar mai putea să apară sub titlul unui catechism ortodox, cum n-a din noi până acum, biserica ortodoxă, da. Și cum nu s-ar găsi cineva să-l poată alcătui. Ar fi bine, poate, dacă s-ar tipări în câteva zeci de mii de exemplare, s-a distribuit pe preț mic tuturor credincioșilor mai răsărit din regiune care au de făcut față asaltului cultilor neoprotestante. București, 2 ianuarie 76, profesor Dr. B. Stăneva, cel mai mare teolog al bisericii noastre, a făcut repede. Și aici să... Păi, adventiți de ziua în șapte, toate secolele sunt. Aveți și trimiteri în... Toată Scriptura, da. Păi toată Scriptura aici. La toate, de Pentecosta, luteam sectea lui, doctrinarea, combaterea lui, toate secolele în România le avem. Dar Iisus mai ales pe apostol după aia, dar trebuie să se numească ucenici, nu mai a mai rânduit apostol. Ia ascultă-mi. Ce spune Apostolul Pavel? Da. Dat-o mi s-a darul apostoliei lui Iisus Hristos, pe mine cel și eram prigonitor și mulțumesc prea Sfântul Dumnezeu, care a fost cel mai mare, când m-am îmbrădicit de darul apostoliei. Și Pavel nu trebuie pe clip, pe Pavel acolo descoperirea din ce. Da. Deci spune că a dat Hristos apostolie, ne-a dat spune că s-a numit ucenic, s-a mai întâmplat apostol. Măi, nu vă lua după nebun. Cum nebunit mai tare decât dânșii. În afară de apostol, nu a mai rânduit pe alți apostoli, restul i-a dat numele de ucenici care au mai venit. Stai o leacă, dar le-a spus, cine vă ascultă pe voi, minima. Pe mine mă ascultă, cine se leapă de voi, se leapă de mine, nu numai de mine, de cel ce m-a trimis pe mine de tată. Și se leapă de apostol. Și Mântuitorul le-a dat putere, luați Duhul Sfânt, da. Și Pavel pune mânele și îi spune lui Tit, te-am lăsat în Creta să-mi pui preoți. Te înșetăți, că Tit era episcop, da, poate episcop în Efes, și pe urmă în Creta, și apunea mâne și se prinde. Deci darul harismatic e dat de la Hristos, ca mântuitor, am aici, a hirotonit pe Petru, pe Iacob, primul episcop a Ierusalimului și Ioan Evanghelist, a hirotonit de el.
și i-am dat putere, cum am pus eu mâine pe să pune voi mâine pe stradă. Deci dar pe șase care e în biserică. Numai prin succesiunea apostolului, că nici de cum prin altele. Așeze viu ca alături de biserică ca o har, sunt în lunță spartă, nu în corabia mântuirii. Că știi pe Adalionul? Că tu cunoști că urma bisericii? Dacă nu cunoști, ți-o arăt. Că biserica de 2000 de ani, sectele aici, ca niște citete după ploaia, mult la sfârșitul domnului. Asta i-am venit să vă întreb, cam da. Cum înțelege. Știți că omul citindu-l înțelege într-un fel, altul altfel și... O te mai bani, o te să te spune acolo nici o prorocie, nu se tâlcuiește singură. Eu te mai bani. Ia ascultă, zice Scriptura, și ne vrea să mântuiască cu întrebare. Ai auzit tu de pe Dalion, cârma bisericii? Ia uite, și nu e la cârma bisericii? De Hristos cu Sfânta Cruce, o de biserică, o de apostoli. Corabia mântuirii. Eu te întru slava a Tatălui și a Fiului și a unuia Dumnezeu în treime, pe Dalion sau cârma corăbii. Aici sunt canoanele cele 85 ale... Asta nu scris în limba română, nu? Nu, limba bisericească, că când noi am 630 de ani în biserică, am avut limba slavă. Că celinic. Aici sunt canoanele cele 85 ale Sfântului Apostol Climent. De aici se citește la înmormântări, la... Nu, acolo, de la Morifteni și de pe de Alion. Aici e cârma celor 7 sobării ecumenice a canoanele Sfinților Apostol 85, canoanele celor 7 sinode ecumenice, canoanele celor 11 sinode locanice și canoanele Sfinților Mare, al Sfântului Vasile cel Mare, toți care au scris canoanele din partea Bisericii lui Iisus. Asta e cârma și zăvoarele bisericii. Aici începe cu Petru și cu Pavel și cu Mântuitorul și termină până la soborul 7 ecumenul 787. Potriva iconoclasmului a sectarului care hulia Sfântului Icoane. Deci, măi băiețul, deci noi am prășit la voi până la noi. Dar la noi pălămida e mare, măi. Popșoia o buruienă. Ca să se dispară. Că spune că toți... Ce poți vă culca asta, că-i destul? Spune că toți ce au credință să fie lui Avram, nu? Pentru că noi până ce mânim, tot învățăm. Tot învățăm? Nimic nu știu. Asta viața zi de zi. Dacă s-o cunți că numai ai și învăța, asta e mare, măi. Tot în viața avem de învățat. Dar sigur, să nu gândim să învățăm, unul de altul. Tot avem sărășie și înțelegem din bucăți, să avem nevoie, ne complexăm, ne ajutăm unii pe alții, așa e. Sigur că da. Așa mai bucă o mine în urmă. Eu cred că e destul de sara asta.